Ador! Parcă zboabă cu ochelarii. Da! Prin puterea dragostei, puterea dragostei. Mai bine era mai bătrân, Piru era viața mea, bă. Ce vorbe? Bai. Ai văzut ce băiat nou avem, Piruică? Zănoagă. Zănoagă 2. Am văzut, am văzut, am văzut. Uite, începem să ne înțelegem. Da. Să fie asta un nou început de relație, în casa puterea dragostei. Fost între noi. Ce-o fost? Fiorul dragostei. Gata, pistoiele! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața din partea mea de nou! Bună dimineața, iubire! Sunteți astăzi! Bună dimineața, iubire! E superbă, Manuela! Bună iubitul meu! Iei roz bombon cu picățele, mâncui picățeaua aici! Mai! Neața, neața, gagi! Manuela! Da, Mariusica? Ești perfectă! Ce ai zis, că vrei să-mi culegi florile de pe roche? Aia am vrut să zic eu, parcă ar culege Marius floarea de pe roche! Ah, floare cu floare, floare cu floare! Pe tine te-ar culege de roche! Astăzi sunt lider suprem și am o mare surpriză, deci, și vouă, și lor. Ia. De fiecare dată, în momentul în care discută doi oameni și intervine altcineva, va mânca ceva foarte tare și se va ruga de mine să nu-i mai dau ever o pedeapsă. Ceapă. Bună asta, Roxana, chiar tu te-ai gândit. Mi-ai pregătit ceapa. Mi-ai pregătit ceapa. E altceva mai nasc. Mi-ai pregătit ceapa și ustroi. Deci vrei să mergi să funcționezi, Roxana, cum ar veni. Yes! Pai acum tu... pregătiți-vă că vin! Pai tu mănânci prima, Roxana. Eu deja știu că mănânc ceapă și am mâncat deja aia. Mariana e prima la ceapă. Da, i-am zis să-mi dea mie ceapă. Mariana, tu mănânci, trebuie un kil de ceapă. Da. Cel mai tare sos de chili ever! Da, bine, mă. Albinele, Mariana. Lasă-i lui Mariana și un kilogram. Și da, nu e o problemă. Da, cuminți că te rezolvă și cu voi dacă nu vreți. Dă-mi eu un stroi, ceapă, wasabi, tot ce-i pipărat. Mariana, de geloasă azi. Să te-ai îmbrăcat în galben. Dar ce-i acolo, mă? Dea, ce faci, Dea? Bine, tu? Uite, ce bine. Ce cadou mi-a făcut Mariana, băie? Asta doar a început. Ia, ce frumos. Uite, da, uite ce colorați. Ia pune ochelarii să vadă ce scrie pe ei. Happy birthday. Happy birthday scrie. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Pune-mă o dată, că m-am furdei. Uite ce m-am asortat cu... Ce m-am asortat cu Mariana. Știți că nu o să respectați, nu de Andreea Matea, o surpriză și voi mai tare și mai usturătoare. Din partea la... Nu știu dacă vor să le pronunț numele, dar la fetele gemene din staff mi-au dat cornulețe. Mama lor a făcut cornulețele astea. Ce e acolo, Roxana? Să le duci dincolo la fete, te rog. Și noi mai avem? Șef a început să se primile pentru. Da, am pus acolo. Melissa și Leila, știu că m-auziți, vă mulțumesc! Eu n-am vrut să vă pronunț numele, dar... Melissa, Leila, vă iubim!
Vă iubesc, Melisa Oleilo! Nu decide când greșește cineva. I-am uitat să dau cadou la Melisa. Și acolo ce-i acolo? Le duc la fete. Da, ți-mi minte când s-a luat șampania, la două brichete. Dar ce luminată ești, vreau să știu. Doamne, doamne, mai frumos să vă zice ce trece. Nu sunt luminată. Iluminată. Da. Cum ai simțit totul pe Roxana? Ți-o dat ceva semnale că ar vrea? Băi, nu, că eu nu o cunosc, vezi că eu nu cunosc. Ea se joacă mult, nu cred. Cred că doar se joacă, cred că îi place să se joace. N-are partener de joacă și se joacă. Iancu! Da, mami? Tati, am auzit că vine cineva azi pentru tine. Vine cineva pentru mine? Cineva din Londra! Ai venit pentru cineva anume? Da, am venit pentru două. Nu cred că ai fata mea. Mi-era dor de tine. Da, ce era? Ți-a fost dor de mine. Da, pe de-aia am venit. Tine l-am sunat atunci nu, și tot pentru mine l-ai sunat, l-ai sunat să faci mișto de el, tu mă minți ordinară, tu pe mine m-ai băgat la mijloc, tu l-ai sunat ca să faci mișto de el, tu mă minți în față, tu nu, tu mă minți în față, tu pentru tine, bă, dacă plângea și nu te ridica în picioare, că vorbești, deci tu mă minți în față, mă minți în față, mă minți în față, mă minți în față. Du-te cu acasă de... Tu nu ești femeie! Tu nu ești femeie! Hai să spun de ce nu vreau să fac un cuplu acum cu ea. Dacă eu aveam un cuplu acum cu ea, trebuia să-l iau pe ăsta să-l strâng de gând. Ricardo, foarte urât! Crede-mă ce faceți! Vă faceți toată rușinea la televizor! Păi altă dată să nu mai mergeți cu el la hotel dacă nu vreți să vorbească! Mă gândesc că poate ar trebui să se gândească dacă ferească Dumnezeu. Lăsați, doamne, dacă se gândește ea. După se gândește ceva timp să nu se trezească și ea la fel. Lăsați, că știa mai bine ce ai de făcut. Te rușine ție cu ce am făcut eu? Din păcate, trebuie să-l anunț pe domnul Coteanu că pentru el competiția a luat sfârșit. Este descalificat în acest moment. Marius, vreau să știu și eu cine ți-a făcut poza aia mirifică pe Bosfor. Eu. Marcela. Marcela. Marcela? Nu, serios, am fost cu Cătălin. Am fost să-i arăt și lui Bosforul, că el n-a fost pe Bosfor și am făcut cu el poza. Mai uite, da. Dar când ai fost cu Cătălin? Că eu din câte sâmbătă, știu, Cătălin duminică. A fost prin... Sâmbătă, duminică, a fost prin taxim. Când a ajuns și pe Bosfor? De unde știi tu unde a fost Cătălin și a făcut Cătălin? Mai uite, dar tu ai schimbat hotelul, că am văzut un story. Opa, Marius, dar stai așa! Am văzut un story. Era de la noi? Tu n-ai pus. Nu, nici mie nu mi se pare că ar fi de la voi din hotel privelește aia. Dar știi tu ce-a făcut Cătălin? Adică, de ce ești curios ce-a făcut Cătălin? Cătălin și-a pus ceva poză, story, nu mai știu, de prin Taxim și eu am văzut. Drept urmare, nu ai avut cum să fii cu el. Ascultă-mă un pic. Dumnezeu, tu ai fost pe Bosfor, ăla a fost în Taxim, despre ce vorbim? Pozele alea nu se pun în timp real, înțelegi? Da, mă, da. Adică le-ai făcut... Adică el a fost când a fost? E la 5 minute Bosforul de Taxim, despre ce vorbim? Băi... Dar nu, ăla-i pe vapor. Ăla-i pe vapor, băi. Băi, Lidiane, eu știu că stă cu tine în cameră, dar nu la apărarea că Marius. Nu, m-a ajutat, nu mergeau taxiurile, că era blocat podul și am luat-o cu vaporul. Ai luat-o cu vaporul, da. Și Marcela ți-a făcut o poză între timp, nu? Nu, mă, Cătălin, Marcela, Mirela, cum o cheamă? Marcela, Cătălin. Marcela. Cătălin. Marcela oare a dormit și pe la băieți, pe la hotel? Da, cine e Marcela? Din câte am auzit eu. Mea. Bianca? Da, da. Dar ți-a povestit Manuela momentul nostru de ieri din emisiune, ăla din gală, romantic, când dansam și noi un blues frumos, eram acolo lipiți. Hai să facem. Era noi. Eu sunt Marius. Da. Nu, tu ce frai. Hai să-mi dai și mie.
Deci, Marius, eu mă gândeam la momente romantice, tandreți, o ating, o Andela. Îi mai șuteam la ureche cât ești de frumoasă. O mai gudurea, Marius, pe la ureche. Și zic, stai să vezi că mi-o spune pe aia tare. Vreau să fiu iubita ta, vreau să mă sărut. Și deci, am avut o problemă și mi-am uitat și eu acasă și am rămas fără. Acolo era durerea. Acolo era momentul potrivit, oportun ca să-ți cer. Nu știu, eu simțeam acolo, eram cu tine și tu, hai să stai și mi-o... Am auzit că e cam scris la Marius, Roxana, ce se întâmplă? Nu, era lângă el. Ioi! Da. Și pe la București umbli cu Turcu, ce facem aici? Pentru că nu este concurent și datorită acestei emisiuni, vă mulțumesc că l-am cunoscut. Păi și iubitul tău până la urmă sau nu? Să fie, în viitor, da, poate va fi, că îmi place mult de el. De aici nu-ți place de nimeni? De aici nu. Deci concluzia... Ori mă dați afară, ori vin el. Să-l aștepți pe el sau de ce? Ori mă dați afară, ori vin el. Asta e concluzia. A, am înțeles. Ori eu, ori el. Păi poate să vină la imbroc. Deci da, nu i-a scris mesaje Turcu. Atunci le mai dai speranță la băieții ăștia din casă. Era la tatuat. Eu am dat speranță, cu i-am dat speranță? Dacă mă joc cu unul și dau... Auzi, dacă mă joc cu unul și dau speranță, cum? Stai puțin, dacă mă joc cu unul și dau o pernă în cap, înseamnă că i-am dat speranță sau îl gâdi la picioare? Lasă, că e mai mult de atât. E mai mult de atât. Să simte amenințat Turcu de Marius, de i-a dat mesaje. De ce i-a dat mesaje? Nu, dar n-am vrut să-i răspunde. Tot era lângă mine, azi că răspunde el. Adică Marius s-a scris ție primul. Dar asta mă bloca și pe mine. Nici nu mai știu. Cine a scris Marius, tu sau eu? Nu contează. De fapt el. Tu sau el. În fine, contează că ați vorbit voi doi, nu eu. Am auzit și eu, Marius, că ai ieșit cu una. Eu știu ce credeam. Ia zi, cu cine ai auzit-o, Andra? Ce ai auzit? Nu știu cine e, am auzit că ai ieșit cu una. Unde ai auzit? La radio. Unde? La radio. Unde, fata? Direct în cameră unde stai, dar ai și pus iertoarea să puci și băiatul. În cameră, dacă e de asta așa de unică folosință. Da, a fost ceva pasajer. Marius, vă înțelegem că suntem bărbați. Mulțumesc. Dar să nu fie mai mult ca așa. Nu, ne-am despărțit imediat. Foarte bine. Deci, că nu știa română, nu vorbea română. Era în tranzit. Tu știi ce credeam eu? V-ați înțeles doar fizica ta. E normal să te eliberezi. Păi asta zic, nu vezi cum sunt astăzi. Noi, ce calm. Sunt luminat. M-am aranjat. Ce calm e Marius. E mai bine ca niciodată. Marius, Sigo, ești eliberat? De toate relele. Eu am văzut, eu am văzut un story la Marius, că mi s-a părut mie că nu-i de la el din cameră. Eu am crezut că a fost cu Manuela și m-am și gândit. Ia uite, auzi, m-am și gândit. Am mai făcut o victimă Manuela în emisiunea asta, m-am și gândit. Bă, Dea, dar zici și lui să se abțină. Zici și lui să se abțină dacă nu vrea să intre în cura ei, serios. Da, bă, m-am și gândit. Eu am crezut că am mai făcut Manuela o victimă. Dar vezi să-ți de treabă. A, dar nu. Scuzați-mă, înseamnă că... Vrei să-ți de treabă, mă. Deci, ai cam căutat-o. Ricardo. Da. Te rog frumos, spală-te cu benzină și usucă-te cu bricheta, că consumi o ascultă-mă, capul ăla nu-l folosi doar ca să-l speli cu șampon. Folosește-l și la altceva. Băi, Manuela! Ai citit pe rând dumele, n-ai citit. Manuela, ai stat pe blancuri. A citit pe Google dumele. Pală-te cu benzină, Manuela. Nu, mă, dar de ce vă agitam? Am crezut că mi-ai făcut o victimă și m-am gândit că... Adică tu ai făcut o victimă pentru ea. Da, eu m-am gândit că Marius, am văzut tu și am văzut pe asta. Nu-i de la Marius de la hotel și m-am gândit, ia uite, bă, Manuela, bă, ce faci ea, bă, încă o victimă. Dar ce altă victimă am făcut eu în emisiunea asta? Păi, Bobicioiu, eu și el era... Pe tine te-am făcut? Băi, băiatule, pe tine te-am făcut eu? Pe tine, tu care trăiești din l***a și nu m-ai văzut în viața ta? Băiatule, du-te de aici! Ce victime ai făcut, mamă! Arată-mi palmele, ia să le vedem. A, ok, am înțeles. Deci... De la sală. La bătături, de la Manuela. Bă, nu te supăra de așa, am crezut. Acum ce vrei pe gândurile mele să te agiți așa ceva? Dar nu mă agit, dragul meu. Nu este vina mea că ești tristă și nu m-ai văzut în viața ta în chilot și dai filme erotice cu mine. Nu este vina mea, puiule. Nu zbărită. Este vina mea. Ce? Și-ți imaginezi chestii. Poți să-ți imaginezi în continuare. Bine, dragă. El zice că ai fost victima lui. Că tot nu mi-ai recunoscut camera de hotel, Ricardo. Auzi, dar știi ce vreau să te întreb? Ricardo. Dacă te-a dus la același hotel, m-aș și gândit să te întreb asta. Nu, vreau să știu unde a fost Rică de
vineri până duminică, că ți-am tot bătut la ușă, ridică. Bă, eu sunt curios care are mingea mai mare. Eu nu răspund, adică, Nu, de dovadă eu am fost la hotel. Da, 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 nu răspund. Lumina stinsă. De ce te-ai agit? Eu nu mă agit, dragul meu, doar că tu nu ai fost victima mea și eu nu am fost victima mea. Nu, 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 victima ta. Înțeleg că-ți dorești o victimă așa ca mine, dar ce... E superbă, Manuela. Nu o să o ai niciodată. Sexy bombom. Bă, mă-mi vine să mă arunc de la etajul. Da, 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 de-aia vorbești într-una despre mine. Vorbește într-o pungă, poate te ascult luna viitoare. Vezi că îmi place. Dacă n-a fost victima ta, am ce scuze, nu? Am crezut că ai mai doborât-o. Ea cu căpșuni mari. Nu, mă, scuze și ție, Marius, am crezut că nu. E ok, nu, mă țin tare. Nu, ok, mai vreau. Dar Ricardo, ești cam pornit pe Manuela. Nu, mă, dar doar așa am crezut ce vrei. Au fost niște gânduri de ale mele. Da, eu fost ciudă că l-am votat în gală, ce crezi? Ne-am dat seama cu toți. Tu m-ai votat? Cine, eu? Da. Eu? Nu te întreb, nu știu cine m-a votat. Mare știe mai bine că eu când fac strategie chiar fac, dar asta nu a fost strategie. Nu a fost ceva de genul. Știu, nici măcar n-am știut că l-a votat Andreea sau că vrea să-l voteze, chiar n-am știut. Da, te-a votat Andreea, de ce te-a votat? Nu știu, dar nu mă interesează. Nu, nu, de-aia ești așa ofticat. Da, poate pentru că m-ați certat și v-ați înjurat. Da, de-aia. Te-am votat pentru gesturile alea violente, nimic altceva. Nu sunt de acord cu violența, ți-am spus. Din ce am văzut noi, îți place violența, Andreea? Nu-mi place. Îmi place violența în altă parte, Iancule, cu altcineva. Când te trăgea de îmi place așa un pic, dar în altă parte și cu altcineva, da? La filme, dar nu cu Ricky, că n-am nicio atracție față de el momentan, așa. Dar ai avut? Nu. Nu, că dacă aveam, mă băgam pe el. Auzi, Andreea, dar ai mai vorbit cu Coteanu? Dar Coteanu, Coteanu, ți-am zis vorbea Ricky cu el după gală. Ți-am zis că te iubește Coteanu, nu mai cred. Da, mă, mă iubește de nu mai poate. Nu, serios, și-a pus Andreea, poză cu două. Toată ziua mă întreabă. Dar de-astea. Eu când îți spun eu să lași pe băiatul ăla în pace, să nu te mai legi. Dar ce să las în pace, că m-a sunat pe WhatsApp și i-am dat bloc și mi-a dat și el. A zis că e da prima. Am vorbit vreo 20 de minute cu el. Mi-a zis că... Să iau bilet dacă vreau să vină pentru mine aici. Am zis că îmi pare rău, nu pot să te ajut, dragul meu. Nu mă confunda cu fetele alea. Mă, ce ai? Ce filme ai văzut? Mă, iar îl sun pe ăla și te înjură, fii atentă. A? Iar îl sun și te înjură, nu mai zi prostii din astea. Bă, nu era, nu era, mă, el chiar vorbea serios, cumpără-i bilet ca să te poată întoarce la tine. Dar ce să-i cumpără eu bilet, mă? Poate a rămas fără bani, săracul. Lasă-l să nu mai vină. Da, mă, ce se întoarce acum, voi să vină și acum să mai. N-are sens să mai vină, că și-a pus la story poză cu două de astea, de păi, și ce? E, două din Roxana a pus. Da, e și el de ăsta. Cum? Păi cine? Și acum e geloasă, n-a? E geloasă. Nu, mă, nu. N-am a, să credeți că Iancule, că n-am avut nimic cu el. Dacă aveam ceva cu el, îți dai seama. O să te ia pe tine de mână, o să fii doar tu al lui, da, Roxana? Să credeți că nici nu mai vreau. Andreea, el a vrut să-ți arate că poate, poate și cu două. Să credeți el, Bilderian. Dar nu-l ajută nimic. Zici că e... Asta a vrut să-ți arate, că e potent. Da, mă, îți arată că el e bărbat, că sus, poate, că mai multe. Bărbații ăștia. Nu vreau așa să mai vină. Așa te impresionează, nu înțeleg. Chiar asta aveai vreun dubiu, că nu poate, poate. Cine, Coteanu, bărbat? Nu-ți plac ție bărbații? Un metru șofleg, mă? Nu, nu-mi plac de bărbații ăștia, Ricky. Care pot? De un metru șofleg mă vorbiți acum. Bă, nu mai aduceți toți ponei în emisiunea asta, băi, oameni buni, băi, despre ce vorbiți? Ce ăștia se mai cred bărbați, mă, stați cu minți. Pe toate drumurile, genul ăsta, de bărbați așa neasumați și... Stați cu minți, măi, cu ponei. Auzi, ponei, ponei, dar i-a băgat un tag live lui Manuela de-a rupt-o. Bă, cu aducea cu șase cotești, știi? Nu știi? Cu căsămintea. Nu știu. Că dacă ar fi vreun rică, l-ai fi legat la... Și acum mai e ofertă valabilă, uite, am și eu făcut. Poneiu. Manuela, te pupă brazilian. După, auzi, după, mult, după luptă, după război, mulți vitezi se văd, așa că lasă. Da? Da. Încă ești complexat că e telefonul tău mai deștept decât tine? De-aia vorbești într-una. Da, câte dume a citit asta pe Google înainte. Manuela, mă uit. Manuela, doamne, ce dume. Bravo. Mi-a l-ai prins nepregătit, Perică, stai așa, că dacă mergem pauză, să apucă de citit. Episodul viitor te rupe, te ține numai bazme de-astea. Dar Ricardo nu se arată viteaz după lupta cu Manuela, se arată înfrânt. Eu mă arăt înfrânt, da. Păi am fost o victimă. Are ăla, mă, steagul de la corner rupt, îl are... Asta e, ce să mai... Mai vin băieți, Manuela, mai vin băieți, Manuela, mi se mai ai timp de victime, stai liniștită. Marius, știi că este critic și așa, dar... Acum, n-am nimic împotriva, adică te susțin. Cu ce îl susțin? În ce demers mă susții? Cu ce ai făcut, mă, omule? Ai iubită? Dar nu trebuie să fie iubită ca să se joace cu ea. A
iubită, Marius? Nu, este turcoaica. Nu. Ia uite, nu are și bravo, ție, lasă că au fost aici băieți să culcau de 5-6. Nu m-am pupat cu lucrurile astea, că n-am... Trebuie să vă eliberați și după aia să veniți la emisiune, nu mai vezi așa neeliberat. Dacă vreți voi să zic că am, da, m-am pupat tot weekendul. Să mă lasă pe plăceala asta mustăcios leșinat. Tu ești cel mai bun exemplu, tu n-ai mai putut, te-ai dus până în România după... Eu? După ce? Ai văzut tu că am făcut așa ceva? Păi după, dacă eu nu te-am văzut, păi tu cu atât mai puțin nu m-ai văzut pe mine. Dar tu zici cu curată. Și ce mă, bravo mă. Bravo. Eu măcar ies până la mă frecule eu. Suntem suflet. Vorbești pe vorbe, pe nimic. Ia. Dacă tu te simți bine, gata, muci. Și anume? Mai vrei alta acum, să te aduci iar. Vorbesc cu Selin. Mor. Și cum e asta? Și cine e cazul mare? Îți vrea doar și Mocanu. Dar de unde și în primul rând nu știm dacă e adevărat 100% și în al doilea rând... Nu că... Ca și cum ar fi ziua mea. Adică nu, eu nu i-am zis încă că vreau o relație cu el sau că ăsta. Da. Noi am zis că o să încercăm să ne cunoaștem mai bine. Asta nu înseamnă că în procesul ăsta de cunoaștere, vezi, Doamne... E bărbat până la urmă. Da, știu. Și îți dai seama că nu are, cred că, o relație. Pur și simplu, cred că a fost o... chestii pasageră, o relație pasageră, să zicem. Da. Cel mult, știi? Manuela e cu altceva, cu alte... Mi-a dat seama. Dar eu niște locuri. Bine, cred că e ușor supărată, dar n-are de ce. Îți dai seama, cum zic? E un pic, da. Așa, pe vorbe... Că ai făcut? Nu, mă, dar cât timp nu... Adică chiar dacă ai făcut, chiar dacă nu... Cât timp nu-ți oferă siguranța aia că e ceva între tine și Manuela și... Nu, da, că n-ai nicio relație. Eu chiar vreau să mă întâlnesc cu ea, dacă nu-mi răspunde la mesaje, nu pot să vorbesc la pereți. I-am și spus. Depinde ce i-ai spus că vrei să faceți. Asta nimic, nu, am dat-o de vorbă. Păi de-aia n-a vrut, vezi? Și oricum nu mi-aș fi permis să-i zic, hai să mergem. De-aia n-a vrut, bă, Mariuse, bă. Eu scuteam la un suc, dar n-avem voie să ne vedem. Făceam, hai, luam amendă. Da, da. Corect. Adică vreau să cred că nu e genul ăla de om care are o relație acasă și aici face totul de televizor. Vreau să cred. Nu cred. Și din cât l-am cunoscut până acum, deși l-am cunoscut foarte puțin, pentru că stai cu un om o viață și nu-l cunoști. Da, păi 2 luni. Deci din când l-am cunoscut eu, impresia asta mi-a lăsat, că nu e aici doar de televizor și de show. Acum să vedem. M-am mai înșelat eu. În emisiunea asta. Dar vezi tu că când ai întrebat tu aseară, știi că ai mai simțit toată chestia asta când Ricardo a făcut poza aia? Da. Și o poză acolo? Da. La fel, acum și cu Marius. Și cum ai zis aseară lui Marius, dar oare cu cine ai fost aseară? Da. Dar ce te răspuns? Nu mi-a răspuns. Nu? L-am întrebat azi din nou la machiaj și mi-a zis că... Hi-hi-hi, cu Marcela. Și Marcela cine? Ca și cum a inventat el că ar fi fost cu o femeie. Mm. O dată în Caterinca, gen ca să nu știi, ca să pară că... Chiar nu... o cheam Marcela. Marcela, Mirela, nu știu cum i-o zis, dar în orice caz... Oxana, ce bombă. Oxana, ce bombă. Bă, ea, femeia asumată, s-a văzut cu... Nu, lasă, ce bombă e de el, că... Nu știu ce roade, mă, nu știu ce roade. Și zice, că ți-a zis, că i-ai zis, că... Că n-am înțeles nimic. Dacă știe ea ceva, spune. Sau spune. Adică de unde știe că a zis? Zice că ar fi venit cineva la Marius. Păi, asta am înțeles, dar de unde știe? Adică și eu pot să zic că a venit cineva la mine, no. Ia cred că se oftică. Ea a pus story-ul și voia să pun și eu cu cineva, dar cu cine să pun? Dar bă, cum a fost chestia asta cu mesajele? Adică cum a ajuns Turcu să-ți răspundă ție? Dar nu știu dacă... Asta e că nu mi-am amintesc dacă i-am scris eu ceva sau mi-a scris el, gen, numele ei ceva. Nu știu. Și nici nu am știut că e el. Adică... Crezi că a văzut emisiunea și s-a simțit un pic... Adică simțeai că pierde teren în fața ta? Băi, cu siguranță. Pentru inima Roxanei, cum ar veni? Nu știu dacă treaba asta, dar cu siguranță cred că îl deranjez pe undeva, îl jenez. Dar n-are de ce să se simtă... Probabil și că te-o chema Roxana pe tine la date. Bă, probabil și asta, dar... Mai avem un date. M-a chemat la un date, mai urmează un date. Au văzut chestiile astea, adică... Nu știu dacă s-a difuzat. Bine, mă, dar Roxana e de vină. Ea m-a invitat pe mine, că trebuie să... Da, bizea aia zic că ea e de vină. Da. Da, da, așa, după cum ai simțit totul pe Roxana, ți-o dat ceva semnale că ar vrea... Păi nu, că eu nu cunosc, vezi că... Da, simt, mă, când stai cu o fată, simt dacă e ceva. Cred că doar se joacă, cred că îi place să se joace. N-are partener de joacă și se joacă. Din urât nu mă scoate, pe cum să îl placi pe GB, dacă aș... Lasă, mai să și dai chinăr de-asta, ia, asta vrea să zic ăștia acum. Am spus vreodată că, bă, ce urât ești, ație. Da. Când își face nasul așa... A spus-o de atâtea ori, bă, nu-mi place de mine, nu-mi place de nimeni.
poate prinde. De ce ar spune altceva? Adică dacă te întreabă doamna Andreea, bă, îți place cineva din casă? Nu-mi place nimeni. Ce părere despre Mariu? E urât. Da, dar se zice un cală, ce fapt, că bat vorbele. Hai, te, da, pute, bă, de aici. Asta... E exact cum a fost Jean Pirui, care nu era dispus să se cunoască pe nimeni. Ce, despre ce vorbe? Nu prea era, interacționa cu nimeni, nu. Nu ești, dar poate într-o zi spică cineva cu tronc, uite așa, pac. Cum ți-a picat ție ideea? Cum mi-a picat mie ideea? Depinde la ce te referi, că... E, nu. Are de la... Nu, știu unde bați tu. Pauză la emisiune. Ai vrut să bați ironic acum, înțeleg ce vrei să zici. De cum ai fost într-o relație cu o femeie pe care o iubeai, pe care o plăceai, nu o iubeai? Da? Și a doua zi, relație cu altă femeie. Dacă ți-a picat cu tronc, asta înseamnă, nu? Dacă vrei să zici asta, da. Nu, trebuie. Nu, lui îi plăce în prima zi de ideea. Dacă. Și cum unde a făcut din prima zi? Din prima zi, că vorbeau ei. Deci cine a făcut un plăcut de aia, că era sigură de aia. Într-o emisiune fac relație cu Manuela, dar după aia vin la tine. A, era vorbită. Înseamnă că ai mințit dacă ai spus că ai plăcut-o dinainte să fii, adică puteai să o placi să fii cu ea direct, de ce să fii cu Manuela înainte? N-are nicio logică. Ideea era singură, nu e ca și cum așteptai. Manuela a venit ea la mine, așa am zis, bă, îi place de mine mult, hai să... Da. L-ați făcut voi cuplu? Da, da. Hai să joc. Da, dacă mă duc și aduc acum telefonul și mesajele, cine stresa pe cine, mă lași. Faci cuplu în 15 minute, a fost băt, lupte seculare. Ardeleanco. Îndrăgostiții noștri, revin pe ecran. Bună dimineața, soare! Bună dimineața, Floricico! Ce ai zis? Că eu te-am stresat, că eu am venit la tine, că de-aia ai făcut cuplu cu mine? Am zis eu așa ceva? Da, ceva de genul. Nu, mama. A? Serios? M-a dus, adu telefonul să vedem care pe care? O stresat? Adu-l, da. Bă, eu cred nu că nu cred. Vrei. Eu cred că n-ai vrea să-l aduc. Bianca, du-te până sus la scări. Nu te ea. Cred. S-a lăsat o surpriză. Cum așa ca idee? Nu cred că, ai vrea să-l aduc. Nu, vorbeam și noi între băieți, nu-i treaba ta. Ei, păi, bă, e treaba mea din moment ce vorbești de mine, din nou și din nou. Băieți m-au întrebat. Ai, deci nu i-a te-o abordat, tu ai abordat-o. E, cum ne-a bărat că era ăla? Dar cum a fost, i-ai propus tu să aveți o relație, ți-a propus ea sau ați venit de la sine totuși? Ia, domne. Eu? Ia, domne, cică, hai mă, cât mai ne cunoaștem, cât să ne cunoaștem atâta. Și-am zis, hai că gata, că tu zici șefa, nu ne mai cunoaștem, suntem aici. Am înțeles. Vezi că aduce telefonul, vezi că aduce telefonul. Vrei să duci? Cum e telefonul? Da, dai pace, măiguriță, ce? Măiguriță? Măiguriță, mă duc să aduc telefonul să vedem. Lasă pe cine telefonul. N-are tupeu să aducă, măiguriță, lasă-o că n-are tupeu să-mi aducă telefonul. Mă duc să-l aduc. N-are tupeu să-l aducă. Știu că faci așa numai ca să mă duc. N-are tupeu, mă. Ce să aducă? N-are nimic. Atenți, Ricardo, o sta și o gândit-o. Nu, altceva, da, așa da, vrei da. Să și tu. Bă, ăștia, o zis, n-ai tu pe cum m-am aruncat. Lasă-mă. A zis că merge, dar uite că n-a zis. Mă, bea și dacă aduce telefonul, ce? O să te influențeze de ea. Veni pentru cineva anume? Da, am venit pentru două. Mi-era dor de tine. Da, ce era? Ți-a fost dor de mine. Da, pe de-aia am venit. Tine l-am sunat atunci nu, și tot pentru mine l-ai sunat, să faci mișto de el, tu mă minți în falsă, tu! Mine mai băga la mijloc! Tu l-ai sunat ca să faci mișto de el, tu mă minți în falsă, tu! Nu! Tu mă minți în falsă, tu! Pentru tine, bă, dacă plângeai și nu te ridica în picioare că vorbești. Deci tu mă minți în față? Mă minți în față? Mă minți în față? Mă minți în față? Du-te cu acasă de... Tu nu ești femeie! Tu nu ești femeie! Hai să spun de ce nu vreau să fac un cuplu acum cu ea. Dacă eu aveam un cuplu acum cu ea, trebuia să-l iau pe ăsta să-l strâng de gând.
10 octombrie, prima și prima conversație. În 10 octombrie la ora 2:47, după cum puteți vedea, el a început conversația. Ce mă fac? Aoleu, dacă ți-ai pe acolo. Manuela, ce boală ai, mă? Nu cu tine, cu mine. Manuela, de ce boală suferi, fata mea? Indiferență acută. Miserupism. Miserupism. În ultima fază. Ei miserupism, văd. Ce ai acolo, Roxana? Pedepse. Aoleu, ți-ai scris pe foaie. Da, uite câte am. Pentru mine, ai vreuna bună. Dacă o să greșești, o să dau. Mulțumesc, iubitul meu. Tu că? De-aia. Faci-mi o cafeluță sau ceva, te rog. Taci, Marianu. Te pricep să faci cafeluță acolo, de-aia? Nu. O, Doamne. Dar parcă îți trebuie două mastere să faci. Doar un curs de barista. Bă, de-aia nu vreau să fac în cafea. Poftim? Te crești eu, frate. Iubirea, mama. Nu știe, bă, să fac. Ai văzut că acum e alb? Eu am văzut-o că face, da. Tu ți-ai luat roșii bombon cu picățele albe. Se potrivește. Da, ce vrea să facă cu alt telefon? Ce de mă scrieze? Ai vrea să te văd, iubitule. Ia uitați-vă. Dați aici, pe cameră, vedeți? Ia uitați cât îl stresam. Uai, ce-l stresam. Atât de mult îl stresam. Băi, băiatule, stai cu minte. Și să nu mă apuc și să citesc. Deci nu vreau să mă apuc de citit. Că n-are rost. Eu te stresam. Manuela, ascultă-mă un pic. Da, mă, dar tu nu știi diferența. Manuela. Dar nu știi diferența, mă. Manuela. Atunci eram împreună, adică... Băi, Manuela. Treabă, eu am vorbit de la început, băi, frate. Manuela. A ieșit un pic. Da. La apel. Nu-i sănătoasă fata asta. Băi, Manuela. Da. Deci eu nu cred că pe tine te-a cucerit un băiat cu niște inimioare pe Instagram. Nu, bă, ești... Acum ai nevoie și tu acum să mă rog, nu. Bravo. Ce bravo tu? Așa, ce bravo tu? Am zis că tu te-am prit la inimile. Stai parcată. Nu m-a cucerit cu nicio inimă, am vrut doar să fac... Taci din gură că vorbesc eu. Am vrut doar... Taci! Taci din gură. Mahala Joico. Ma, nu mai mă puneți în imagine cu... Ia. Dar tu te-ai căutat-o și zice, iubirile lui. Acum țipai la ea. Tu ai căutat-o, măi. Păi, dar nu mai știu, frate, dacă se bagă peste mine. Dacă băieții l-au întrebat, ce-o căutat? Ce l-a întrebat pe el? Cine l-a întrebat? Ce l-a întrebat? L-au întrebat. Așa, și ce a dovedit că a arătat telefon, că a adus telefonul? Că nu, eu sunt cea care te căuta pe tine și era disperată. Asta am dovedit. Așa cum zici tu. Că într-una arunci cu minciunile misiunea asta, dar dovedit eu. Hai, ia-l pe următorul pe listă și lasă-mă pe mine. Adu o dovadă și pe urmă lumea o să te creadă. Bine? Ce lume, mă? Lasă-mă în pace pe mine cu lumea ta, cu tot. Du-te la următorul, vezi-ți de următorul, vezi-ți de ial pe altul, unde vrei tu și lasă-mă mai pe mine. Eu vorbesc ce vreau și ce... Lasă-mă o, Livian, ce cadou subiecte frumos pentru Bianca. Deci de două ori s-a făcut minunea de Dorie lui, dar subiect. Ial pe următorul pe listă. Dar ai fost pe listă, Ricky? Am fost o victimă și eu, colaterală. Manuela, câte victime faci, câte inimi poți să frângi. Ai fi dorit să fii o victimă colaterală. Ricky, de ce spui că ai fost victimă? Tu n-ai vrut-o pe Manu? Și pe Instagram. Nu ai vrut-o? Adică n-ai simțit? Ricardo zice. Ricardo. Când ești victimă, nu, înseamnă că nu-ți dorești ceva, da? Dar ați văzut, nu, că nu m-a vrut. Ați văzut, când nu răspundeam. Da, sau când... Pem de inimi. Victimă înseamnă să fii iepure alergat de... Auzi, că om! Victimă înseamnă să... Ți-a plăcut de ea, nu ești victimă. Dar ce te chinui tu să faci aici, în fata mea? Da, în fine. Iar nu tu, Andreea. A, nu. Nu, că tu ai dreptate ce zici pe acolo. Cu iepure. Nu, ziceam că... Doamne, creier de furnică. Mai caută și tu să vorbești cu Dea, că iubita ta se simte prost, de asta nu vrea să-ți fac cafea, cred că ți-ai dat seama că ești băiat. Nu știe. De fapt, nu știe. Vorbești cu Manu, de nu știe, mă. Nu știe să răcuta să facă, mă. Măcar la început acordea atenție iubitei tale. Azi, mă, nu știe. Ia, măi, treaba mea ceva. Asta, dă de înțeles, Ricky. Da, asta am. Că tu mai ai ceva pentru Manu odată ce cauți subiecte. Bine, cu ea. M-ați prins? Da. Iubire, ce? Prima dată că nu degeaba ești fraier. Da, și se potrivește pe... Mai merge o tăvăleală dacă e. Nu degeaba ești fraier. Vrei să mai dai iar... Tăvăleală, să-ți dea Manuela cu pumnii. Cardo joacă dur. Să te tăvălească. Dar putea că tu asta nu mai dai niciun. Ia ce merită, mă, ia uitați-vă la ea. Pe bune acum, ia uitați-vă un pic la ea. Ce merită? Bă, frate! Dar ce e minunat? Adică te atrage sexual altă femeie! Uite, mă, că-i femeie! A, da? Te atrage sexual altă femeie, Ricardo!
Deloc. Da. Dacă mă atrăgea mai... Păi acum ai zis, mai devreme ai spus. Hai să da, nu vedeți cum arată. Păi dar că se contrazice singur, măi, fetelor, măi. Serios, unde? Suntem nebuni sau suntem nebuni? Suntem proști sau suntem proști? Te contrazici singur, habar n-ai noi coerență, vorbire, vezi de treaba. A zis că vreau o tăvăleală cu tine. Manuela, ești foarte inteligentă, mămică. Da. Ai zis că vrei o tăvăleală cu Manu. Manuela. Am zis eu asta. Bă, ce tare mi-a dorit să nu ne mai jignim. Una sau mai merge încă? Dacă el începe, fată. Hai să nu mai jignim, vă rog eu din suflet. Fiți și voi. Da, Mario. Inteligenți. Ești prea frumoasă astăzi. Așa, Marius, bravo! Uite-te la tine! Da! Mulțumesc! Poți mai mult! Doamne, ce am premiat-o, Marius, bă, uite-mă! Dar și e superb astăzi și stă și își face nervi și are discuții de-astea de... Ei, să nu exagerăm! 2 lei de... Ei, hai să da. Pericardo caută subiecte cu ea! Păi, păi dacă o deveni plictisitor în emisiune, normal că mai caută câteva subiecte cu Manu! Da, corect, așa e! Ce să faci? N-ai... Cât să fă, nu cât să fă! Oh, mă spui, doamnă. Pe pupichii. Îți beam cam să mai ia de el. Nu să mai ia nimeni de Ricardo. Da. Când devine boring, subiect cu Manu. Da. Este o rezervă acolo întotdeauna. Uite, vorbește cu Marius, că ești în cadru cu el, Manuela. Așa este. Evită-l. Marius, și tu o cauți cu el. Eu. Că fă? Puternică, sunt ușor așa. Îmi faci și mie cunoștință cu Marcela. Eu sunt spre deosebire. De dacă intri și tu în jocul ăsta... Happy birthday. It's my birthday. Păi, dar vreau să o cunosc eu pe Marcela, măi, Marius, la măi. Marius, la Cica, ai adus-o din România, așa e? Poate ne prietenim! Nas. Iancu! Da, mami. Tati, am auzit că vine cineva azi pentru tine. Da, se aude ușor. Vine cineva pentru mine? Cred că vine cineva, de-aia am fost chemată. Oare din Londra vine? Cineva din Londra! Iancu, dar aflat că nu mai vine Denisa. Ligi, n-ai auzit. Iancu, nu mai vine Denisa. Așa știe și el, dar lasă, nu-i strica. Gata. Ești bucuros, Iancule? Pirui! Băi, eu sper să vină, dar nu știu sigur nimic. A, sper, nu? Mi-a zis odată că nu. Îți dorești să vină? Dar tu îți dorești să vină, Iancu, sau nu? Păi mi-aș fi... Cu cine-i întrebat? Nu știu dacă... Da. Dar oricum e cineva sus, e cineva sus. Când vorbești și eu să închidem. E cineva sus, da. Da, da. Dar nu știu dacă merge dincolo. Dar stați că știi cum ne dăm seama. Se duce camera, se pune camera. Asta-i pe viață! Timp de 5 minute mi-i face ceva ce nu te aștept și chiar nu o să-ți placă. Ce? O să fii cățelul meu de companie. Da. Manuela, dar ești cineva... Dar nu mă plimb în patru labe pe aici. Ești emoționat? Nu. Da, ne-ai văzut aseară în taxi? Da, am văzut. Urâte, nemachiate, îmbrăcate. Las și pe holuri să fie urâte. Dă pe birdai. Ei i-am la luar de la... Pune! Doamna Mante, i-am la altă coroniță. Filip, noi te cunoaștem, am auzit. Pune-i un pe ochi. Dinainte de... Lași, Mariana, dacă vrei să trece ceva... Sezonul 2. Măi, dar chiar vorbeam aseară cu Manu, jur. Și când am trecut pe lângă el, a zis Manu... Cunoaște fostă concurentă! Ce vă trebuie pe taxi? Da? Andreea a fost iubita mea și a fost aici la casă. Care Andreea? Știm. Ce vârstă ai, Filip? 20 de ani. Mulți ani înainte. Ai venit pentru cineva anume? Da, am venit pentru două fete. Ia, pentru două? Da. Cine? Nu vreau să le zic, vreau să le cunosc. Sunt aici pentru două fete în emisiune. Sunt aici, păi da? Trebuie să spui. Trebuie să spui. Ela nu e acum. Vreau să le cunosc în timp. Nu, păi. Bine, ok, lasă așa. Zi top 3. Top 3? Da. Trebuie să veni pentru Jenisa? Da, o să vă dați seama și nu vreau să zic. Hai, deja se uită la rupă. Spatele pe alea de obiect le place. El a plecat, dar vine mai târziu. Anisa și ele? Posibil? Păi trebuie să faci un top 3. Da. Fac un top 3. Uite, ca și cum e și ela cu noi aici. Da. Și Denisa, le știi, nu? Da, le știu. Și ele aici, așa, fă top 3.
Așa. Nu, poți să faci bine. Poți să... Ai fi tu? Tu? Ai fi tu? Păi da, dar trebuie să spui 1, 2, 3, omule. 1, 2, 3? Pe locul 3 ai fi tu. A! 3, a zis! De ea? Tu ești pe 2? 2. Și 1, cine e? Adelean, ești frumoasă. Îl sunt bine. Și Denisa. Cine e Denisa? Locul 1, Denisa? Denisa, Denisa. Dar eu nu sunt Denisa. Eu am crezut de tine, zici. Imagina, răfat de Denisa. E plecată, dar și eu Denisa. Mai încolo. Cred. Bogdan Iordache, când s-a întors în primul sezon, a fost plecat și când s-a întors a doua oară. Mamă, cum au făcut fetele. Păi ce, a venit băiatul acolo. Dar și când ai intrat tu, când ai intrat, a, da? Intrat nu e prima dată acum. Atunci, serios? Brulau alea când te-au văzut. Bine, tu ce... Ai intrat băiatul la ele? Da, zic, da. Ele, dacă te cunosc, a, da? Ăla, știi da. Că mamă, te-ai... Ele le ador de tine, clar. Credeam că așteptăm să intre, gen. Nu, a intrat deja. A, a intrat. Oi, oi. Mișto. Am avut un dans frumos cu tine. Nu te plac, pa. Intră. Liber. Intră. Ia uite-l, tati! Salut, salut! Nu știu? V-am zis, mă, că nu-i băie, nu. Ce fac, bă, Filip? Adu căpșun! Îl știi? Da, măi, Filip, mă, nu știi, juca la Steaua. Filip! Uite, bă, îl cheamă ca pe mine, bă. Mă, serios, vă cunoașteți? Salut, Filip. Frate, Iancu. Filip. Chiar a jucat la Steaua? Filip. Ziceam și eu. Steleanu, Filip. Salut! Salut! Filip, Filip. Un Filip, acolo, nu? Da, te rog. Ia uite, frate meu. Al meu e cu PH, nu e cu... Încălțări la fel. Ai pus-o peste a mea, bravo, tati. Opa, iartă-mă. Las-o ca așa, dacă suntem amândoi. Las-o, las-o aici. Dacă suntem amândoi cu Filip, nu-i problemă. Mișto cămașa. Al meu e cu PH, nu e cu F. A, te cu PH? Da. Nu ești român? Ba da, sunt român. Filip și mai cum te cheamă? Albă. Aha. De unde ești, tată? Din București. București? Da. De unde? Din sector 4, din Berceni. Berceni. Cu cine ai dansat? Bun. Cu Roxana. Mi-era dor de tine. Da, ce era? Ți-a fost dor de mine. Da, vedeam. Tine l-am sunat atunci nu, și tot pentru mine l-ai sunat, l-ai sunat să faci mișto pe continuă să ordinară tu. Tot pe mine m-ai băgat la mijloc. Tu l-ai sunat ca să faci mișto de el, tu mă minți în față tu. Nu, nu, nu. Tu mă minți în față tu. Pentru tine. Mă, dacă plângea și nu te ridica în picioare că vorbesc. Deci tu mă minți în față. Mă minți în față. Mă minți în față. Mă minți în față. Du-te cu acasă de... Tu nu ești femeie! Tu nu ești femeie!
Hai să spun de ce nu vreau să fac un cuplu acum cu ea. Dacă eu aveam un cuplu acum cu ea, trebuia să-l iau pe ăsta să-l strâng de gând. Ricardo, foarte urât! Crede-mă ce faceți! Vă faceți toată rușinea la televizor! Păi altă dată să nu mai mergeți cu el la hotel dacă nu vreți să vorbească! Mă gândesc că poate ar trebui să se gândească, dacă ferească Dumnezeu... Lăsați, doamne, dacă se gândește ea! După gândește. Ceva timp să nu se trezească și ea la fel! Lăsați, că știa mai bine ce ai de făcut! Te rușine ție cu ce am făcut eu? Din păcate, trebuie... să-l anunț pe domnul Coteanu că pentru el competiția a luat sfârșit. Este descalificat în acest moment. Puterea dragostei continuă. Ne vedem de la ora 17. Mi-era dor de tine. Da, ce era? Ți-a fost dor de mine. Da, vedeam. Mi-e place la Ricardo că e nebun. E nebun rău. Jur că asta îmi place. Și așa ieșine, și afară. Păi am ieșit. Da, și asta afară, mai nebun. De-aia eram odată, am încălcat noi regulamentul. Asta primăvară. Și eram, nu mai știu, vreo 4, 5, 6 eram, știi? Și Raluca nu venise cu noi. A. Am ajuns la parc acolo, la Părculeț, și îl sun pe Ricardo că nu dădeam de băieți, știi, să vină băieți. Și răspunde Ricardo, da. Că auzi, dar ce faci? Nu știu, însă acolo. Dar cine ești? Nu știu ce, i-am zis Bianca, că... Hai că zilele la băieți să coboare, știi? Dar ce, e Pișustachi? Ieși de Pișustachi? Zic, da, hai că vin și eu. Direct, o coboare, el avea ce treabă cu... Măi, deși pura Luca cu nimic, că erau că era așa, că... și asta are două oase. Vă cum se vede. A, ce-mi place să fiu nebun, adevărat. M-ați atins la curason. Vezi că de-aia a zis. Știu, îi place, Deuța. Sufletul tău. Fetelor, ce părere aveți despre băiatul cel nou? Dă-te, mă, dă-te, Mariana, să vă spun. Băi, l-am văzut ieri în taxi. De-aia. Da. Te ador! Parcă zbabă cu ochelarii. Da. Ce ai, Ricky? Chiar nu știu să moacă! Da! Îi faci numele, puneți zănoagă! Zănoagă! De ce zici zănoagă? Pentru că seamănă foarte mult cu zănoagă, nu v-ați dat seama? L-am văzut aseară în taxi și mă uitam după el pentru că credeam că e zănoagă la un moment dat. La ochi! Care ochii mici, când râgări, așa? Da, ieri. Văză, l-am recunoscut. Și am știut că o să intri. Te-am simțit că ești român de al nostru. Iubire, ce faci acolo? Da, a mai intrat un Pizza la nou, la viitoarea noastră. A mai intrat un Filip. Da, Filip, da, am zis eu. Am dat ce? Da, pe el cheamă cu pH. Am uitat, fain. Iubire. Mă, dar eu nu înțeleg moda asta cu cămeșile astea așa pe ăla. Pizza la viitoarea noastră locuință. A, pizza. Da. Pizza. Băiatul meu mai închide un nostru la cămașă, că stă rău. Nu știu că nu v-a auzit cineva. Îl tras omul ăla să se vadă pieptul, Andreea. Da, e prea deschisă, frate, se vede burta, jur. I-am dat un sfat așa prietenesc. Filip. Acum, fiecare cu stilul. Filip, cum te-au primit băieții? Frumos. Iubire, dar trebuia să puneți voi niște... Pe vedeți că i-am pus cornuleții, i-am adus șampanie, i-a țurat la mulți ani cu lui. E ziua lui astăzi. Botez, botez, vrem botez. Vrem botez, poate să vină Filip în casa noastră. Filip! Dar tu l-anunți acum și tu l-anunți. Botezul ăla. Mâine. Hai să facem un party pentru Filip. Botezul lui Cătălin. Putem să mergem să-i facem botezul lui Filip?
Nu, poate să aduc la fete aici. Sau să-l aduci aici la fete. Îl luați ca pe brazilianul și pe Filip. Camera, putem să mergem? Teriști? Putem să-i facem vot. Teriști? Filip, uite că o făcut că da. Da, să-l aduc aici, nu? Da, da. Tu încoa. Hai, Filip! Haide, Filip, încoa, te așteptăm. Ia uite. Hai, Filip, vii. Hai. Acum o să-ți dai seama unde e. Manuela, să luați ca pe brazilianul. Era, băga muzică și ridicați voi, n-ai, e? Da, da, da. Începe, începe, auzi, începe cum dați din așa frumos. Să pe lângă ei. Vezi de ele, Filip, pune mâna pe ele. Ne aruncăm. Ne aruncăm. Tași pe aud, tași ca aud. Și de alea, cum mi-a făcut și pe aia. Hai să-și aruncăm pe care aveam. Asta e gras, ne aruncăm. Nu, că ești la... Ce? Dar puneți-ne mâncă. Puneți-ne muzică, Rica. Asta nu-i pe deapte. Să facem botezul stil. Mamă, gata, uite ce forță vine el. Te-ai adaptat repede, nu? O muzică, mă rog, te-ai revenit? Dar ceva de petrecere. Ceva așa pe sufletul nostru. Fără muzică n-are niciun efect. Dar producția, cine ne aude? Nu face botez. Stai că trebuie să fata mea, că eu nu fac niciun botez. Dar acum ia, cum e la ele? Tu așteaptă că... Bă, dar ce ochi ai? Ochi așa, frumusei. Aș fi curios acum să dai să văd ce fete îi plac. Că acum la dans se vede, știi? La care se duce el și e... Sau cu privirea. A, dacă e vorba de privire, stai nici că ne spune Bianca pe transmisie. Că? De privire ne spune Bianca în transmisie da. Imediat. Hai, stați-vă liniștiți că spune care s-a dat două... Dă-i 10 minute. Ai scăpat ușor, măi, băiatul. Ai scăpat ușor, Filip. Măi, dar mi-a rămas de astea. Mă duc la baie, rog să mă spăl. Ce ți-a rămas? Mi-a rămas cioburi de la... Poți să te duci la tine în casă? Mersi frumos. De la ăsta. Asta mi-a luat o mie, dar ți-o dau ție, ca să fie... Patru, dai 22. Suflă și puneți-o de râs. Vine încoa! Ia vezi. Doi sărbători de vineri. Ție, lumânarea ta-am dat-o lui. Dar să faci o veță. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Eu îți doresc dragostea, dragostea. Trei amândoi, da? Ha. Doi, trei. Bravo! Bine, bine! Ia să luăm și negruțea. Mă, ce? Trebuie așa să faci. Da, mă, da, îi prești pe răzut. Hai că e bine. Cătălin, asta. Asta ține să mănânci. Te cheamă și Cătălin. Da, și tine, că a fost ziua ta. Te cheamă și tine. Acum mănânci sănătos. Acum trebuie să mănânci, Andreea. Deci asta era a mea și am dat-o o iei cu gura. O iei cu limba. M-am gândit să fac o coincidență. Nu, iubie, dacă erai bărbat. Da, mă, mă bucur că Dumnezeu te iubește și... Mă mândor să mă pun Mariana. Nu începe bătaia cu mă. Eu cred că cu geaca și o mănâncă, că ea îi place să fii murdărită. Și îi place să... Dar să știi că în casă nu trebuie să arunci apă și mâncare, că după aia nu-ți mai pune frigider. Și fii băiat disciplinar și nu te uita după... Dar e bun, mă, tortul. Dar să vină să aduc o mătură. Și uite, vezi? Vezi ce soartă. Că lumânarea ta a fost... Cu 22 de ani? Da. Cât ai făcut? 20? Da.
Și vezi că îmi pare rău, dar de unde aveam să știu eu că, înțelegi, adică să mai avut cifre. Dar frumos s-a primit. Am luat lumânarea pentru că asta nu are de suflat, știi? Și datorită că am luat aceasta am putut să fac la amândoi. Ei cu cifre și ți-i așa. Ți-ați luat amândoi? Da, da, da! Și eram foarte supărată de la o fată de aici. Și nu am avut dispoziție nimic să-i fac. După gala i-am adus șampanie. Acum i-am adus un balonaș. Nu, lasă-l, Mariano! Lasă-l să plece, ha, că... Hai. Dar nu-i treaba ta! Nu poți să-l cucerești altfel? Eu așa. Nu, mi-a părut că mi-a venit această idee și mă bucur că, da, că ai primit și tu ceva frumos în emisiune. Și de 5 sezonul 2 se bagă. Îți mai lăbeți că le aduc căpșul meu? Îți bagă pe cel mai mult, o seamă cu el. Oh, tortuleț. Bă, bine. Ce unde e ăla? Dulce. De unde tot? Mă, să casa puterea, dragoste, Hector. Da. A, din spate. Dar chiar seamănă cu Alex, mă, cu Zanaga. Bă, dar torturile alea ce s-au ales de ele? Poți ziua de ei, din gală. Cum, s-au mâncat. Și noi? Cine a făcut ăsta? Hai că-l devorăm acum, stai aici. Păi, ei, cum arată baza. Hai, mâncați. Baza crani. Aduc ăștia linguri. Bine, bine. Tine l-am sunat atunci nu, și tot pentru mine l-ai sunat, l-ai sunat să faci mișto de el, tu mă minți în fază, tu! Tot pe mine m-ai băgat la mijloc! Tu l-ai sunat ca să faci mișto de el, tu mă minți în fază, tu! Nu, nu, nu! Tu mă minți în fază, tu! Pentru tine, dacă plângea și nu te ridica în picioare că vorbești. Deci tu mă minți în fază? Mă minți în fază? Mă minți în fază? Mă minți în fază? Du-te pe acasă de... Tu nu ești femeie! Tu nu ești femeie! Hai să spun de ce nu vreau să fac un cuplu acum cu ea. Dacă eu aveam un cuplu acum cu ea, trebuia să-l iau pe ăsta să-l strâng de gând. Ricardo, foarte urât! Crede-mă ce faceți! Vă faceți toată rușinea la televizor! Păi altă dată să nu mai mergeți cu el la hotel dacă nu vreți să vorbească! Mă gândesc că poate ar trebui să se gândească dacă ferească Dumnezeu. Lăsați, doamne, dacă se gândește ea. După ceva timp să nu se trezească și ea la fel. Lăsați, că știa mai bine ce ai de făcut. Te rușine ție cu ce am făcut eu? Din păcate, trebuie să-l anunț pe domnul Coteanu că pentru el competiția a luat sfârșit. Este descalificat în acest moment. Dacă îi să plec cu cineva, că în condițiile astea cred că o să plec cât se poate de singură, așa, să fie o persoană cu care o să fiu mult timp de acum acolo, știi? Și parcă, așa uitându-mă la el, parcă nu chiar de... să fie... Îmi place, la prima impresie... Din cauza vârstei te-ai gândit la asta? Nu știu de la ce, dar e ceva care... Ai un sentiment. Da. Un presentiment. Dar nu știu, hai să nu ne facem idei preconcepute și să vedem ce o să fie. Da. Dar așa e drăguț el ca băiat. La câteva lucruri se potrivește cu ceea ce dorești tu. Nu? Nu, sunt câteva lucruri. Că e și dezinvolt, parcă. Da, pare. Dar vezi că unii poate sunt dezinvolți la început și după aia nu mai sunt. Poate vor să dea impresia că sunt dezinvolți și după aia nu o să mai fie. Zici? Da, sunt multe cazuri. Buongiorno! Mai e o fată? Ba da, ne bucurăm. Ce faceți, băi? Mai e o fată. Ce mincinoasă. Ce blondină intră la mine. Da, ce mincinoasă. Nu mai știu. Mai... De ce? Ce mai auzit pe corul când a strigat pirui? Ce mincinoasă. L-ai mințit pe Ricardo că nu vii. Da, ce mincinoasă. Bine. S-a ocupat cu Dea, acum mai poate da înapoi. Little bitch, aici, mă. Servus, Livia. Dar am vorbit cu ea, ce mincinoase. Opa, Dea. Aia, de ce? Bă, ce bine, bă, simțeți, măi. Am un puțin an, da. Bă, dar ce frești ai întors, mă. Da, bă. Și-am slăbit, da? Bine ai venit, arăți foarte bine. Bine ai ajuns. Ce faci? Cu ce gândi până? Bine, te prinde. Băi, foarte obosită. Da. Foarte, foarte, foarte. Am dormit oră. Serios? Păi cum așa? Deci să vin cu un ceai? Cu... Ia, a intrat pentru un băiat anume. Ce ai așa pentru cine te-ai reîntors în cata? Era și mai puțin. M-am reîntors pentru nimeni. M-am reîntors. E Marius, pe ea.
Iar pe primime. E pe primime. Aștept să vină o băiat nou. Ma. Uite, păi nu, uite, 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 câți ani ai? 30. 20. E exact ce trebuie. Nu-i zi 20. Nu-i zi 20, mă. Dar nu contează vârsta, contează mentalitatea. Oricum. Da, se comportă ca și cum ar avea 31. Oricum aflu câți ani are. Are privirea. Crezi că minte ca și tine. Dar ce, și pe tine te minți că are mai mulți ani? Da, zic că el minte. Minte, femeie, depinde de femeie. 28, 27, știi, depinde cât avea. Te vezi, ea n-a căzut în plasa ta. Poftim? Cine? Eu cu... Dar nici n-am vrut, că am vorbit prietenește gen și am fost. Nici n-am vrut cu mine. Nici n-am vrut, mai și mințit. Da, te cred, mă, nu, că ți-a plăcut de ea. De ce mai minți, că îți dau cu ghiul ăsta? Păi ce ai vrut să spun, dacă n-avem voie să spunem că venim? Nici n-am știut, n-am știut dacă... Nici nu știam de 3 săptămâni. Nu, dar nu, n-ai știut că... Da, ea n-a știut că nu mai voia să vină. Pe mine m-a chemat exact după o săptămână, după ce am ieșit și era prea repede, adică... O pauză nu ți-a primit. Ai zis că nu e timpul momentan, că mai am treabă, că așa e, da. Da! Bine și Ligi? Nu mai vorbesc. Nu. Nu cred că e fata E Pirui. E Pirui. Pirui, nu? Pirui. N-am zis. Pirui stă cu mine în cap. Nu poți cred, Pirui stă cu mine în cap. Pirui-e! Pirui-ca, te-am auzit! Ia-e. Nu poți să cred. Pirui! Pirui va sta cu mine în cameră. Ia auzi. Ia, e fata. Da, e Pirui. Andreea! Ardele, pierde-ți fatale, îți dau! Ce faceți, fetelor? Tu cum să zici tu că nu vii numai după sărbători? Mă desfăc. Ce au cu tine? Ce faceți? Te așteptam. Te-am auzit cu la. Ați știut că vin, așa-i? Nu, Ardelean, să nu stai cu mine în cameră. Te-am auzit. Cu Ardelean, unde ești? Andreea. Ce? Păi tu scrie și nu spui că vii. Păi nu mă duc, ori vă fac surpriză. Cu cine stai în cameră? Cu mine sau cu ea? Cu tine, Mariana, nu stau. Te rog, stai, Ardelean! A spus staff-ului din star că cu tine nu stau. Ai văzut ce băiat nou avem, Piruică? Zănoagă. Zănoagă 2. Am văzut. Nu-i stilul tău, am prins. De 20 de ani. Pentru aia, zic. Aia ziceam. A, sau ești pe combinații cu Marius, nu mai știu nimic ce. Nu m-am uitat la emisiune, n-am avut timp. Roxanico, ce faci? Mocanu m-a întrebat, ar fi bine? Hai, lăsați-ne să vorbim cu fata nouă, ce ne-ați dat conexiune? Hai să vorbim cu fata nouă, ce dai? Hopa! Tu nu credeam că vine tu. Nu stau cu Ardelean. Ce am zis? Sau la ea, una vine două mași. Roxana, am vorbit cu ea și încotre pe ea, înțeles de ce eram tristă. La TV, situația asta. Trebuia să fac curată. Trebuie pe și cer sfaturi. Dar nu cred că recunoștea oricum, că a vrut să fac surprize. Dar e asta zi, tocmai. Îmi dă dispoziția această mâncărică. Și mai trebuie să vină... Ce mănânci, Mariana? Denisa. Mariana, cred că deja o să te usturi. Da, vine Denisa. Și ela, vai câte suntem iar. Cum ar să fie, auzi? Uite că s-a luat și la... Unde? Cum ar să fie și Denisa și... Da, uite la corp, lasă fata că-i dat fond de tel. Clar. Nu mai vine Coteanu. Nu e descalificat. Dar vine două fete de băieți, mai vine Denisa și Coteanu. A, și cearta ta cu Andreea, deci am văzut mai multe, că mi-au trimis. A, îți aduce aminte. O bubuit internetul, aia n-avei cu... Săptămâna asta e mai rău. O să te înțelegi de minune cu ea. E o fată, nota 1000. Da? Da, nu, o să-ți placă. E pâinea lui Dumnezeu. Mai ales că sunteți matură, am două. Da, am văzut. Nu? Mai ales cu Bogdan Mocanu, cu el te înțelege cel mai bine, păcat. Lasă, păi dacă mă atacă, normal că l-atac. Da, îți dai seama. Păi să nu mă cer. Păi tu ce ai, bă? E, vrei să poate... m-ai rămas în locul lui Bogdan? Nu, Doamne ferește, nu. Nu, așa-i. Nu, n-am. Eu zic că poate se întoarce realul. Da, dar nu se întoarce. N-ai văzut că e pe grup cu noi și nu zice nimic. Și dacă se întoarce, ce? Eu sunt un domn, stau așa frumos, mă compor. Marius, acum că sunt întors Andreea. Ce intenție ai? Cu nu știu, parcă... Nu știu, parcă visezi că stai... Uite ce bine vă stăm pe una. Parcă visezi. Visezi, da? Ai vrei să faci pe aia. Ce-i Marius, parcă visează? Ce-i Marius? Uite ce bine vă stăm pe una, ia să văd. Era dor, mai scoate niciun cuvânt. Dar nu foarte dor. E trebuie să jumate, am ieșit acum. Trebuie să jumate o lună. Ești fiert, Marius. Mamă, cât normal, de casă, de fete, de băieți. Îi lăsăm să vedem în grădină, să dea pe televizor. Hai și tu, Filip. De ce faceți? Pă bune? Serios? Mi-a fost o manevră! Băi, ești... Îmi scos pe asta, nu?
Sau vreți să dansăm? Mi-e drag să dansăm, nu am nicio... La aleg pe... Muzica! Oare pe cine să aleg, Marius? Știți-a băieți? Băieți, aveau o teorie că tu vii cu lecția învățată, așa? În ce sens? Nu știu. Marius. La modul că știi, nu ai vrut să spui de cine îți place, nu ai vrut să... Da, ești secretos un pic. Misterios. Nu neapărat, dar vreau să le țin pe trâine, vreau să fac un lucru frumos aici, nu vreau să zic. Am înțeles. A, dar o să faci ceva în sensul ăsta, adică o să acționezi. Nu... Da. Dar asta zic, eu n-am urmărit deloc emisiunea. N-am, eu când am venit, am zis că plac cu nici patru. M-am uitat în mare, n-am văzut mare lucruri nimic. Deci când fost gagica ta, avea emisiune, te uita la emisiune atunci? Ba da, m-am uitat atunci. Dai seama. Acum se uitea la tine. Da. Acum se uitea la tine. S-a întors. Dar îi plăcea de băiatul ăla cu, cum îl cheamă, Rafaela? Așa. Ce vrei să-i facă? Ah, bine, corect, neci. N-am despărțit, nu aveam treabă. Era viața ei. Cum și acum e viața Andrei mea. Aia, mă. Da, mă! Și tu știi că erai, mă, și vineam bolându-le, cum nu știi tu despre ce e vorba? Fată de treabă, Andrei, știi. Fată de treabă, nu ce zice ăla. Da, mă, e ca lumea, e da, mă. De treabă. Dar nu stau mult, nu știu, 2 săptămâni. Da, da. Nu? Da, nu știu, cu o săptămână, două. Nu. Da, 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 da. Da, mă, îi plăcea de Rafael. Nu, aia, că vezi că știu, știam eu din America, în fapt. Da. De fapt, nu eram în America, eram în țară. Ea trebuia să-mi aducă bagajul. E prietenă bună cu Roxana. Am înțeles. Că nu mă înșel. Fosta ta e prietenă bună cu Roxana? Da, da. Da? Cât am văzut pe Instagram că se poza în continuu și umbla în continuu. Ce ar fi să o schimbi pe fosta cu Roxana? Vrei să folosești, adică e și un bonus ca un fel de... Nu, că nu mai am treabă cu ea, ne înțelegem acum ca prieten, bună. Dacă poți să zici. Posim? De ce v-ați despărțit, dacă poți să zici? Nu, mai ne înțelegeam. Nu, erau gelozii multe. A, și nu mai ne înțelegeam și am putut să încheiem tot. Nu e bine. Da. Tu, da, unde-ți-i bărbatul? Ia, mai vine cineva. La hotel cu el, da, la Londra. Da, tu mai vine cineva. Ia, uite, la chiar. Așa mi-a spus, da, pe live, e Londra. Trebuia să întoarcă, normal, ieri, dar... O zis că pastorul o chemat în scânde, dar cred că pastorul e Jador. Ela e în Londra? O zis că ce faci în Londra? Ai avut un eveniment, Jador a avut și el un eveniment și cred că s-au intersectat cărările lor. A zis că un pastor a chemat sau, să cânte. S-au intersectat evenimentele. Dar cred că pastorul acela e Jador. Un pastor a chemat-o să cânte. Dar cred că pastorul ăla e Jador. I-a dus bagajul. Și probabil i-a făcut. Ți-a luat sacul sau chiloții? E iubire, până aibă, temporar. E una din ele. Eu m-am gândit azi noapte la tine. Și mi-am amintit că cred că tu îl placi pe Jador mult și el te place mult pe el. Așa mi-a venit, mie în cap noaptea. Și m-am gândit la voi și ai apărut. Eu cred că îl placi pe Jador mult și el îl place mult, da, pe el. Mi-am amintit de ea. Păi, dar ce faci ea acum fără el, fată mea? Ce faci acum fără el, Maria? Aștept. Da, nu mai vine, n-auzi? Jador. Vin. Tu, dar cine mai vine? Tu mai intră pe el, nu cred, fată. Este adevăr. Ce să mă luc? Mariana, ia vezi chiar, strici cadrele, materialele și tot. Dacă despre nu mai vine Jador, Mariana, ce faci? Nu știu, parcă eu visez. Că de ce? Aici, nu știu, mă uit așa la voi și parcă nu cred că-s aici. Ce-ai făcut? Dacă te s-au întâmplat de când ai plecat? Ați mai strigi la mine? Mult, 3 săptămâni. Dacă cât e a patra? Cât aici? Asta ce-a patra? Că eu asta e a patra săptămâni. Andreea, ți-a fost dor? Că eu uit tot. Mi-a fost foarte dor de voi, de aia. De Mariana ți-a fost. Vine am la bunica, acum ai câteva zile. Și o aud pe Mariana ce vorbește de mine. Ce a zis? De Pirui, da, că Pirui l-a plăcut pe Jador, dar nu știu ce, că s-o pupa, că o făcut. Și ce a zis de rău?
Băi, mai te rog, dacă eu da. Nu, e voi nu înțelegeți ceva. Dacă mă pupam cu el, recunoșteam. O să reformulez. Băi, chiar nu dar numai să te furi. Nu mă... De trei ori la tine. Eu să arăt, eu numai... Dar nu mai spunez, că nu mă interesează când e jabă. De trei ori te-ai de trei ori. El a ieșit din mașină. Nu știu, despre ce vorbești acum? Când de patul cu jabă zice. O mai zis cineva faza asta. Cu mine? Afară. Da. Tu ai aruncat și mai eu în pământ atunci. Tu, adică el a făcut ce? Distanță. Atunci el a făcut ce-a arătat el. Doar degeaba. La asta l-a luat-o pe ea forțat. No, bine, nu m-a pupat. Dar cine mai intră? A stat de trei ori așa cu ea. Mai intră careva. Acum că ai văzut-o pe Pirui, ce părere ai de Pirui? Pe ce? Pe Andreea, blondă, Pirui. Nu știu, n-am o părere acum. Trebuie să cunosc când te... Nu o știi? Ai văzut-o în emisiune? Mi se pare că am văzut-o așa, dar n-am uitat la special. Dar nu e genul tău fizic? Nu fizic e genul la toți, ce ai? Da. Orice băiat îmi place eu. Ce fizic. Vorbești, arată... Ai zis orice băiat și la Roxana, orice băiat și la Pirui, bă. Pe gen arată cam nu, identic. Sunt femei frumoase. Gen. Nu, frumoase. E... Adică toate fetele din casă sunt femei frumoase. Fiecare e frumoasă în felul ei. Ideea că da, fiecare are până la urmă un stil al lui, un gen al lui. Caută ceva la... Dar nu contează neapărat frumusețea, contează și mentalitatea. De exemplu, Jador Oscar, n-ar fi curios de Roxana. Da, dar fiecare că Jador mai minte așa din când în când prin emisiune? Mai? De vorba de fete, mai minte așa când... Mai păi era mai bătrân, Piru era viața mea, vai. Ce vorbești? Vai. Măi, lași... Eram în locul tău. Da, cum... Ce manuele, ce... Ei, hai să nu exagerăm. Vai, vai, Doamne ia-mă și mă du, unde-s bani și lucru, nu. Când intră mă Denisa, mă, nu-i spun. Ce, păi am zis că dacă era mai bătrân, mă... E ca și cum ai spune, dacă ea vrea, vreau și eu. E aceeași chestie. Nu, e adevărat. Că dacă eram în locul tău. Așa clar, nu. Am înțeles. Nu pot să am nimic. Tu, da, pe Turcul, nu mai cheamă în emisiune, dacă ți-ți place. Descalificat fata. Și nu poți să... Vedem, eu am zis, eu mereu zic și ies la mea, mereu zic, eu zic, dacă vreți să vii, vine, dacă nu plec eu și aia e, că eu nu stau în numără de nimeni aici. Mi-l aduceți, ok, nu, aia plec eu. Ce, e foarte simplu. Tu ești cu el? Încă nu simt, dar mi-a dat inel. Noi vorbim, noi vorbim, 4 luni de zile vorbim noi. Îți place și vrei să fii cu el. Da. Și a fost la fel ca Moca, nu recunosc. Când am văzut, ce de d***a ăsta mă ești nebun? Acerca de soție. Bă, du-te, mă, frate. Ți-a zis că mi-a mai scris. Ce? Ți-a zis? Da, mi-a zis, da. Păi da, el răspunde. Ce, v-a certat? Nu, dar nu. Ba da, eu am... Ce să ne certăm? Nu știu, ceva s-a întâmplat, mi-a scris mie. Ceva după aia nu mai vorbea, iară scria. Păi ce a zis? Că las că o să râd. Adică nu ți-a spus că mi-a scris. Nu, dar nu știu, nu l-am certat pentru tine, nu, eu l-am certat pentru că era zicea de Marius. Nu, azi că v-a certat voi doi. V-a certat voi doi și el a intrat pe mine. Când? Nu ți-a spus. Păi nu știu ce ați vorbit, eu nu știu ce ați vorbit voi. Nu, dar zic când. Să vină la Cluj. Dar când a fost? Treabă când. Ok, reformulez. Mariana, taci, că nu știu asta. Adică, cum? Ce a zis, mă, adică și mie mi-ar plăcea să-mi spui dacă... Păi și ce ți-a zis, asta te întreb. Păi... S-a vorbit ca și cum că ar vrea ceva, nu știu, nu, o să zic. Asta zic, vreau să-mi arăt să văd exact ce, că așa ce-a vorbit, s-a vorbit. Că am și șters din mesaje, dar mai am câteva. Ia-mi ce vorbești eu, tată. Dai tot ce mai mult din tine și vreau sărut, vreau sărut la mare. Ăla, bine, hai. Doamne. Dă-mă, dă-mă cu parfum, așa. Baftă. Bă, să nu parfumul eu. Ba, da. Îmi crezi că m-a... Hai, mersi, lasă, că e bine. Gata, mă, după aia ce crezi cocalar, mă dau cu prea mult parfum. Ei, lasă, ea nu știe cu cine să spun. E vorba bine. Ai dat 15 lei, adică 150. Pupă, tată, dar vreau să vă sărut-o la mare, serios? Ha. Hai. Hai, da. Ba! Știam că ești tu. Ce faci? Dar știu că ești tu, că te-a băgat din prima în camera roșie. Da? De ce? Dar știu că mă minți când ai zis că poate nu te mai lasă să vii și așa. Eram sigur că vii. Da? De ce? Ce faci? Dar știu că minți. Bine, îmi era dor de tine. Da? Ți era? Ți-a fost dor de mine. Da, pe te am venit. Că mi-am dat seama, nu știu, că... Vreau... Nu ți-am spus suficient. Sunt dispus să mă cunoști. Adică? Ce vrei să zici că asta? Adică o să fiu și eu pentru tine. Adică? Dacă ai revenit pentru mine. Da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că tremuri cumva. Că o să trebuiască să ne cunoaște mai bine. Cum ar fi trebuit să facem de la bun început? Cum ți-ai dat seama așa? Că m-ai văzut din nou sau ți-ai dat seama săptămâna asta? Am văzut cum s-a dat episodul cu noi când ne pupam și am zis, da. Bă, dar
Trebuie să încerc cu demisia de la început, să nu mai iau pe ocolite, pe... Și te pare rău că n-ai încercat. Dar vezi niciodată nu-i târziu. Tu tot nu-mi spui, spune-mi. Dar cred că o să-i stai bine. Ce? Unde ești cu Ricardo? Crezi că nu-ți place? Da. Dar am spus că nu-mi place și el și asta. Dar tu nu știi. Dar nu-i vorba de asta, deci, că știi. Deci, ideea e că ai spus că nu-ți place. Cum nu-ți place? Da. Nu știu, tu atâta o insista să vorbim și atâta o umbla după mine și mi-a spus, nu știu, ne-a cunoscut noi mai bine și... Și nu-mi schimbă pe Ricardo. S-a întâmplat! S-a întâmplat! Nu-mi plăcea la început, eu am spus. Dar nici mi-e fată. I-am zis, nu vrei cu băiatul nou și zic că nu, Ricardo. Deci aproape trei cupluri în casă, tu îți dai seama. Fată și acum îmi place mult, asta e faza. Ia. Și acum și Renisa. O să fie cu Rinca. Da. Păi, că au zis că vine la cabană cu ea. O dat avansul. Oh, pe avansul. Da. Oh, da, e cu ea. Da, bă. Ca să nu-ți legi limba. Ce-am zis? Și al patrulea urmează Manuela. Nu, cred. Cum are? Că nu, cu place cu de Manu. Cum? Îi dau și... place de Filip. Ne, nu, Manu. Manu, dar spune-mi, tu ce faci? Ca bătrânele, tu ce faci? Eu... Lasă-o, că-s de luni de luni se machează, aranjează și ia hainele. Și numai nu mai apare cineva. Băiatul nou. E supărată pentru ei doi. Bianca, nu sunt supărată pentru ce s-a întâmplat. Sunt, după cum ți-am spus, dezamăgită, oarecum. De bine, a fost. Acum mi-au mai trecut sentimentele. De dânsa? A? De dânsa sau de dânsul? De dânsul nu, că nu aveam așteptări de la el, de la dâns aveam. Dar nu are de ce să fie dezamăgit. Așa? Și ți-am zis că mi-au trecut și sentimentele. Și explic și am mai explicat. Nu, dar explic aici în emisiune. Ei au fost despărțiți. Ea nu avea de ce să se supere, pentru că ea nu a fost cea mai bună prietena mea. Eu i-a spus, da, clar, că nu-mi place Ricardo, dar uite că în lipsa ei s-a întâmplat să ne spune. Andreea, la destea e sensibilă. La ce? Așa-i? Păi nu i-am spus înainte să mă duc. Exact ce ți-am spus, fix aia s-a întâmplat. Nu aveam credere, o să rămâi foarte dezamăgită, nu-ți cea mai bună prietenă și nu băga mâna în foc pentru mine. Hamude, sau cum îl cheamă pe ăla? Hamude, Hamude, da. Băga mâna în foc. Ți-a spus, nu-ți băga mâna în foc pentru nimeni, că aici se pot... Mama, ce să fac? Schimba lucruri. Da, mai bine adică să... Adică se pot, știi foarte bine. Și tu știi cum e mai bine? Bag mâna în foc! Tu ai prevenit o să fie. Bagi un foc pentru vreuna din casă? Da, dar ea n-a s-a apropiată de nimeni. Pe asta spun. De exemplu, acum pot să zic că am așteptări de la ea, știi? Așteptări, dar nu încredere. Deci ca să mă impresionez, nu mai invii așa dezvelită, pentru că așa dezvelită n-am voie să te văd decât eu, da? Bine, aole. Ca să fii iubita mea. Okay. Vreau, dacă o să avem o relație, să mă bucur doar eu de el. Să nu se bucure toți băieții din casă și să-și facă okay. ochii mari la sânii tăi. Bun. Păi tu ești aici să mă oferi, de ce nu mă poți apăra? Păi eu te... Păi eu te am, mami, dar dacă tu vii cu... pe afară... îmi dai de gândit, păi... Eu vreau să te faci frumoasă pentru mine acasă, când o să fie, nu pentru... pentru ăștia de dincolo. Așa. Că le sclipesc ochii când te văd așa. Deci, asta e, cu decolteu, vreau să nu mai fie așa, să fie mai cu bun simț puțin. Ok. Unghiile un pic mai mici. Unghiile mai mici. Și asta, din punct de vedere fizic, astea două. Da. Și în comportament? Comportament, nu prea am ce, că te-ai comportat foarte bine până acum. Da? Și acum e rândul meu, ești pregătit? Bine, acum zi tu. Ce te să îndeplinești? Deci tu, ca să fii iubitul meu. Așa. Nu ai voie să te joci cu fetele, cu niciuna, inclusiv Mariana. Să le păsu, să le atingi. Nu, nici cu Mariana. Nu. Cu Mariana, pe bune. Da, numai cu Mariana ai voie. Așa. Da, numai cu Mariana. Po, așa. Nu mai ai voie să spui story cu alte fete. Foarte la ureche pentru mine. Da? Deci nu mai... Normal, sigur că dar da. Nostru la decolteu de mâine. De da. Vezi, să-ți place? Nu știu, nu... Adică n-arată rău. Da, dar nu știu. E genul tău. Nu cred că e genul meu acum. Pupo, pupo! Pupo! Pupo, pupo, pupo! Ei, eu vă prezint cea mai stilată fată din Casa Puterea Dragostei. Ce faceți, băieți? Bine, tu? Cine ești, Andreea Esca? Da, deci, Denisa, având în vedere că te-ai întors pentru a doua oară, ai voie de data asta să... Cum adică s-a întors pentru a doua oară? Da. Dacă nu, acolo nu. Băiar faultat, nu-mi pare mult. La fel și tu. El e băiatul meu, Filip. Da? Bine. Andreea Esca. S-a întors niciodată. Acum s-a. Andreea Esca. Da. Ale stă bine, mă, împreună. Hai, pupă-i pe toți și pe vin. Hai, caldo. Nu prea să ceva de băut. Să nu spici, să nu spici ce eșar. Să nu spici ce chel că e jos de pe tine. Vreau să pun niște chili. Ce părere despre asta? Te-ai să-ți. Opa. Bună.
Bă, dar tu ce te uiți? Bă, Andreea Esca, bă, bă. Bine ai venit. Foarte frumos. Ușor cu îmbrățișorile astea. Bă, bune acum. Bun. E, face pe gelosul, nu, da? Nu te, nu când ai fost plecată... Ce-a făcut? Hai, Marius. Spune el unde a fost aseară. Unde a fost? Cu ce trebuie? Cu cine era să plătească în taxi o aseară? Bă, cu cine era să plătească? Cu cine? Păi, pe mine mă întreb, dar vorbim. Dar tu de unde știi? Nu, Emma, am fost și o să mă tu, mi-a făcut cumpărături tăi. Una peste alta, vreau să spun, ești foarte frumoasă. Bravo. S-a prit distanța de Iancu. Da, și Manuela. Și Manuela, știi că stă lângă mine și ea e frumoasă. Băi, Manuela e frumoasă în fiecare zi. Ea e mai frumoasă de când a plecat de lângă tine, nu știu cum să... N-am vrut să sună așa. E bine așa. Cine mă, Denisa? Faci tu surprize, Denisa, i-a spus-o de aieri. Bă, vezi că-ți faci o surpriză că vin. Da, mă, și m-am gândit că am văzut-o. Dar ce, nu mai credea că vin? Da. Că nu e foc. Nu mai credea așa. Am vorbit cu ea aseară și am gândit, bă, uite-mă că nu e surpriză. Poate chiar nu mai vine, dar m-am gândit, mă, cred că e o surpriză, poate vine mâine. O să trebuiască să inviți un băiat la dans, te-ai gândit? Pe cine alegi? Nu, și așa greu să mă decid. Oare cine e cel mai bun dansator? Ar trebui să faceți toți niște mișcări de dans din care celălalt. Acum, acum, da, deci. Păi nu mă pune pe mine mami, că eu sunt bun la dans. Acum, acum. Una peste alta, bine ai venit, Denisa. Bine, te-am găsit. Bine, m-am regăsit. Bine. Și cu ce gânduri pe la noi? Gânduri de bucurie, fericire și să stau. Da? Da. Mai să casă stai. De piatră, aha, nu știu ce, copii, hai de capul. Și mă, porumbeilor, vă duceți la ceva serios? Bă, o să vedem, o să vedem ceva. Probabil că o să fac. Hai, mă, că v-ați salutat la plecare, bă. Bă, și tu o să vedem. Tu vezi de când ai venit. Vine el la mâine, bă, mâine iar se joacă cu tine și o să zici, a, domnule, o să vedem că încă bă, nu știu. Eu maxez numai. Hai, mă, gata. Dacă te prind că... Dacă iar se întoarce ăla și iar o dai... Și iar la joacă pe aici și văd că se joacă, eu nu mai, nu știu ce să mai zic. În locul tău, Denisa, spuneam acum, frate, alege, adevărat. Păi da, mă, dar voi nu știți ce-am vorbit noi în cameră. Voi nu știți ce-am vorbit. Ea e asumată, spune tu, spui să vedem. Păi ce să vedem? Ce? Cum, asta am vorbit. Mâine, vine, eu o să fiu doar pentru ea, o să cunosc doar pe ea, ea doar pe mine, să vedem cum ne comportăm unul cu altul. Vă mai salutați? Vă cunoașteți de două luni, boss. Ba nu. Ba nu. Ba nu. Hai să vedem și un dans. Ești regătit? Pe mine vrei dansul? Da, hai. Macarena. S-au pupat? Altceva, tată. Marius. Altceva. Hai să încerc. Trebuie să discutăm după filmări. Bă, altceva, tată. Eu cred că trebuie să vorbești cu ea unde ai fost aseară. Foarte frumos. Ce, Denisa, ai încredere în mine? A fost smântund. Bă, ce dragoste, pai. Bine, vorbești tu cu Manuela, cu cine ai fost la hotel? Cu cine? Nu știu. Eu am fost la hotel. Băi, s-au pupat, băi. Păi nu știu, zic fetele, că Marius ar fi fost cu o fată la mâine la ștejoși cu ea, nu știu ce fac. Pe Manuela. Ce zici? Eu te bag mine, dacă vine el la ștejoși cu ea, mâine nu știu ce fac. Să vedem cât o să vă țină. Succes. Nu prea mult, cred. Hello! Îi te rupi să-ți Denisa, nu-ți mai dă voi, mama? Nu-ți mai dă voi, mama? Hai, scoate-mi! Păi ce-a fost între voi? Fost între noi. Ce-a fost între noi? Fiorul dragostei. Aha. Știi? Eu știu. Știi ce zic Ricardin? Bravo. Da, bravo, mă, nu știu eu. Știu. Știi. Cum dați?
Am zis de Ian, uite-te la episodul că sunt la tine. Placă Ian. Am vorbit 3 din de degeaba că am auzit că vrei să mai bagi așa bețeroate, dar no, nu-i cazul. Dar nu bag eu bețeroate. Păi, dar nu i-ai zis lui Denisa să vină să vină direct în emisiune? Da. A, u, ce, că ce? Ce? Cum? Tu, da, vorbește, vorbește normal. Da? Vorbește, da, nu vine în trafic cu mă. Mai stați, olea, că sunt mai bucură. Mai stați, olea, că sunt mai bucură. Mai stați, olea, că sunt mai bucură. Așa nu e mai, certăm. Băi, că pe tine te-a realizat aici, băi. Hai, eu nu cred că Andrei a zis așa ceva. Da. Nu, dar nu s-a plăcut. Ai spus ei să vină sau taci în emisiune? Niciodată. Nu. Bă, dar voi v-ați vorbit să viața, ce? Ia să-mi ai spus de ea. Da. Cui o zici? Maria Lăută, da, cum ai zis că, cum ai zis și că Gara nu i-a luat apărarea de timp după ce a început Codeanu pe mine? Da, asta, nu. Dar fi, da, de fi imparțial în față. Ai zis că ea a luat un pic apărarea că Codeanu a atacat pe ea, dar prima dată ea o zi și după Codeanu a atacat. Nu, a luat apărarea. Da, ai zis că ea o Denisa, că e așa o minte în față oamenii niciodată. Da, hai, să ne materialul pe televizor când ai spus că a fost pofta inimii. Și ai dat-o că Iancu o iubește pe ela, dar de asta, de Denisa, doar se simte atras. Denisuca, prietena mea, și acum ai sărit pe ea. Și după ce m-a zis, Denisa a fost doar de rezervă. Așa cum ai fost tu falsă și ai zis că tu s-a pupat cu Jador și că stă cu David afară, așa falsă am fost și ai zis că e bata. Acum ce spui? Păi nu mi-ai zis tu, mi-ai zis tu! Despre ce ai zis prin tatăl și tale de mesaje? Despre tine! Despre tine! Despre tine! Nu, mesajele cu David. Nu, despre ce ai tu? Și vedea că vorbești cu David și că tu l-ai pe David acasă. Eu nu cunosc nici David, Andrei, eu nu. Uite, ia uite, uite. Da, am spus că când Jador m-a atacat, că și tu ai pupat-o pe Andreea. Da, am spus asta și recunosc. Dar eu n-am zis nici cu Jador pe afară, de aia nu mai ziceți nimic. Eu nu cunosc nici David. Eu n-am spus așa ceva. Să te uiți la o stară partea, că mi-am zis lui Jador că te-o pupat, că el m-a pupat. De Jador, de David, de ea mi-ai zis în afară. Mai zis nimeni să ne mișcă, că n-ai fost fraieră. Ești o farsă atunci. Mai falsă ca tine, nu-i niciuna în casa asta, fata mea. Despre ce vorbim? Deci eu rămân șocată. Cine e treaba ta, fată? Păi cum să spune dacă eu nu uz? Păi aș veni în emisiunea, că aș fi cu omul ăla a doua. Fată, Andreea, ce David cunosc eu? Asta spune ea. Asta sunt minciunile, ce David? E așa, iar mă repet, nu el, iar supost. Eu mint? Eu mint? Băia, da, așa cum ai mințit și că n-ai dormit cu Ricardo și pe mai recunoscut. Așa cum ai mințit și că ai zis mie, că nu-ți place Ricardo și pe mai recunoscut. Hai să mai dau doar doar adevărul. Bravo, Roxana. Doar adevărul. Tu ești o mincinoasă. Doar adevărul. Doar adevărul. Pentru că te-ai dat prietenă cu ea și după ce a plecat din emisiune. Și tu când te-ai dat prietenă cu mine și te-ai dat pe lângă Ricardo? Nu m-am dat pe lângă Ricardo. Nu, nu fac asta. Și nu m-am dat. Mă uitam, nu m-am dat prietenă cu mine. Am făcut pentru tine că era disperată și plângea așa. Eu eram pe plac. Nu vorbim. Am spus să-ți fac pe plac. Nu vorbim. Pentru tine l-am sunat atunci și tu pe mine mai băgat. Tu pe mine mai băgat la mine. Pe mine m-ai băgat la mijloc. Tu l-ai sunat ca să faci mișto de el. Tu m-ai mințit în față, tu. Nu, nu, nu. Tu m-ai mințit în față, tu. Pentru bă, dacă plângea și nu te-a ridicat în picioare. Ești m-am mințit în față. M-am mințit în față. M-am mințit în față. M-am mințit în față. Nu, pe tine. Stai, mă, stai, mă, dar Mariana. Dar vorbiți cu ăla. Dar vorbiți cu ăla. Dar vorbiți cu ăla. Bă, da, hai și vină. Hai, vorbiți cu ăla. Uite, eu stau. Uite, uite, hai. Băi, dar uitați aici clasă și rafinament! Ce să dă acolo că merg o coșoată! Tu mergi pe șoată, tu zici merg, te zici că urlă, te... Clasă și rafinament! Bună mică! Bună mică, Lady! Stai, stai, stai! Nu vorbiți normal, serios acum! Dar nu pot să vorbesc! Dar ce faci așa, Roxana, a făcut fata asta așa? Ce vorbiți normal? Exprimă-te, Roxana, că nu a vorbit ea așa. Da, da, da. Nu vă poate trebuie să vorba cu ea, zice că ea minte, zice că ea ea. Da, știu, Roxana, nu te mai băga în discuție. Tu, Andreea. Cred că mă cunoșesc tu de bine din ce ai văzut. Dar tu ce-ar mai vorbi la plural, Roxana? Tu te-ai întrebat, Livian, te-ai pupat cu Ricardo afară? Am zis adevărul, m-a pupat cu Ricardo. Tu m-o întrebat, Andreea Matea, ai fost la hotel la băieți? Am zis mereu adevărul, de ce să mint? N-am zis ce să mint. Eu nu mint. Cum? Da. Cum ai și, și cu Ricardo, i-am spus că nu-mi place el. Ăsta e adevărul, da, i-am zis. Nu tu
Bă! Televizorul. Bă, de una, să fie noroc. Bă, ce... Ce ia și șterge, Ricardo, de mine să vomit. Nu aduce să apă pe pată. Eu ce să mă supăr, fată, când tu zici în gală că mie nu mi-a plăcut niciodată de Ricardo? Tu te auzi. Nu că nu ți-a plăcut niciodată. Nu, nu că nu ți-a plăcut. Că nu-ți mai place. Că nu-ți mai place. Nu că nu ți-a plăcut. Să te uiți la gală dacă ai pierdere de memorie. Că nu-ți mai place să-l auzi. Eu zic că mi-a plăcut. Cum a zis Bianca că era lângă mine? Eu zic că mi-a plăcut și încă mult. A, așa. Nu că nu ți-a plăcut niciodată. N-am zis că nu mi-a plăcut niciodată. Dar ce cretină să spun asta? Că nu mai, că nu-i place că face teatru. Păi cum stă fata lângă mine la machiaj când eu stau și mă pup cu ea? De unde vrei să mă machiez, draga mea? Ia stai lângă mine, am vrut să mă machiez. Tu ați zis să mă machiez ca mine? Tu terminați de mult, tu vrei să te miniți? Pe mine n-ai cum să mă minți în față. Tăticule, ce faci aici, tăticule? Ai făcut tornadă, băi. Tornadă. S-a stricat televizorul? Ai roșii la față. O fola sola. Ricardo, ai teamă? O scuipat televizorul când era Manuela pe ecran, așa tare l-a enervat. Doar să facă schimb de salivă cu tine, Manuela. Nu, e frumos, Ricardo. Iar gesturi de bădăran. Îți dai pantaloni, acum scuipi. Mi se rupe p***e, na. Pedeapsă. Zici ceva, ce? Doamne ferește. Doamne ferește. Da, bă, Ricardo, dacă asta merită, ce vine să zică pe aici? Adică ce o zic? Zic ce vreau eu. Ce de, nu mă știi? Nu mă așa dai de... Ce Bă, du-te cu acasă, că fresh pe degeaba, du-te cu acasă de vii tu să scui pe ecranul. Spală-te la gură, mă, înainte să vorbești de mine, fraierul. Du-te, mă, băieți, să te meriți să se p***u pe tine, să se p***u pe fața ta. Și asta meriți, că tu nu ești femeie. Tu nu ești femeie. Eu că te-am p***u pe tine, mi-e rușine. Că te-am dat. E rușine! Tu mi-a nu-mi zici, dar te-am... Mă... Să vezi ce te-am pe emisiune, să vezi ce te-am pe emisiune. De... De... Merită oamenii să se... Pe față! Iraniții! Să-ți la... Să te... Stați-le! Tu nu ești femeie! Tu nu ești femeie! Eu mai dat... Da, tu nu ești femeie, că ți-o dea toți c***ul ăla care nu-l ai. C***ul ăla pe care nu-l ai, că ți-o dea în c***a mea. Să-ți care nu ai. Faci reclamă la filme, păcat că n-ai buze. Ia te mai dacă-ți plac femeile, că știm că ți-o dai încă din sezonul 1, stai cu minte. Mamă, cât minte fata ta. Stai cu minte, că toată lumea știe. Bă, firea c***u, că mă duc acum, mă duc acum la hotel unde ți-am dat la și mă uit pe registru. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Mie. Acum mă să... duc! Hai că iau om! De mai 10 ori să te mai... Să te 10 ori! Unde ți-am... Pe fața ta! Acum mă duc! Băi, veniți la unul cu mine! Veniți la unul! Ce mi-e rog? La pas, tu mai nu tu! Ce la? Nu mai băga în seamă! Aici e deschisă, de aia e deschisă, da, du-te! Haideți mă cu mine! Zici să vină cineva cu mine, că minte pe față pe toată lumea și vreau să dovedesc. Hai să meargă cineva cu mine! Du-mă, după, în pauză, între episoade, mă duc și arăt! În pauză, după episoade, mă duc și arăt că e o mincinoasă și minte pe toată lumea, dar mă duc între pauză, că m-a scos din sărite acum. Și arăt eu unde a fost ea. Îi arăt unde am fost. Deci eu nu intru în episodul 2 până nu mă duc și dovedesc. Și vreau să fie cineva cu mine să pot să dovedesc. Că nu minte pe toată lumea. De-aia, dar cine o început? Știu că iubești, de-aia e apărarea, dar chiar au greșit aici, au exagerat. O exagerat. Gândește-te că puteai fi tu în situația Manuelei. Mai fii ca să tu azi, să vezi că cine s-are la iubitul tău. Dar ce mai contează? De-aia, măi, o început, mai contează acum. Nu, măi, eu nu știu adevărul cum vă iau așa când te iei cu asta la altă. Nu, 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 de dimineață cine a început? Ricardo, îți dai seama că a băgat o victimă, nu știu, adică gen, că i-a zis ceva de genul că s-a culcat Marius cu Manuela, ce de genul, știi? Nu, s-a băgat el aiurea, n-avem ce treabă. Da, el o căutat, deci a fost supărat că l-a votat în gală, na. O căutat. Eu spun și eu a fost supărat. Dar ce contează dacă te votează în gală? Ce e cu supărare? Vreau să fie cineva de față cu mine între voi, să veniți cu mine, mergem cu taxiul sau cu mașina și mergem fix acolo unde am fost cu ea și să scoate omul la registru de la hotel și să ne arate acolo numele. Hai! Dacă minte așa pe față, bine. Am zis să fiu băiat bun, să nu vorbesc, dar te rog frumos, zi să meargă cineva cu mine fix acolo duc. Fix la loc, acolo duc.
Nu intru, deci nu intru, nu intru până nu arăt că e o mincinoasă. Până nu arăt că e o mincinoasă, eu nu intru. Păi minte așa pe toată lumea, se dă sfântă și cu minte și se dă de toată lumea când eu știu ce face ea și chiar are tupeul ăsta. Marius, părerea ta, sunt foarte curios. Băi, am un mesaj pentru fete, în primul rând. Ce mesaj? Să se gândească de 10 ori înainte să meargă la hotel cu... Piciorul de când am, frate. Adică nu ti poți arunca, nu zic că a fost Manuela, să nu a fost, dar... De tu ca fată, mai ales într-o emisiune publică... De 10 ori înainte să fac un cuplu, da. Cu cine fac un cuplu... Noi suntem băieți, frate. Cum se comportă omul ăla... Ele trebuie să fie mai calculate, dacă vor să aibă imagine bune, să nu știu. Eu v-am spus că nu s-a terminat povestea. La modul, nu și-au spus tot ce au... Mai au chestii de spus. Da. Adică, noroi de cap, știi? Cum pot eu să fac eu ceva să... Păi, hai să spun de ce nu vreau să fac un cuplu acum cu ea. Dacă eu aveam un cuplu acum cu ea, trebuia să-l iau pe ăsta să-l strâng de gât. Înțelegi? Da. Ceea ce n-am să fac. Pentru că nu e problema mea. Dar nu puteam să stau impasibil așa ceva. De sunt, da, că au fost ei doi împreună, nu pot să stau să văd cum tu îmi jignești iubita. Înțelegi tu? Normal. Și eu trebuia să-l iau să strâng pe el de gât și de câte ori ei se certau, eu trebuia să mă strâng de gât cu el. Și nu e frumos. Rezolvați-vă problemele și... Nu ai cum să auzi așa ceva. Nu ai cum. Cred că niciodată de când e emisiunea asta nu s-a vorbit în halul ăsta. Nici în afara emisiunii, mă, frate. Nici în afara emisiunii nu s-a vorbit în halul ăsta. Eram copii și stăteam la curaj și eram copii proști, nu foloseam cuvintele astea. Ce bol. La adresa unei femei. Da. Niciodată. Niciodată. Nu există așa ceva. E urât că vede și familia și se înțelege și altceva. Se face și de rușine. Stai să mă, ce să înțelegi. Nu-i pasă, mă, că și-asumă toate. El chiar și-asumă tot ce face. Ricardo, da. Foarte bine gândită orice reacție pe care o are. Nu... Eu știu că ții drag, ții la el, dar trebuie să dai deoparte dragostea asta și să vezi și bărbatul. Da, da, comportă. Adică, adevărat. Ca să-l vezi, o să judece pe cine lumea, că stai cu un bărbat ca și el. Eu nu am treabă, Doamne ferici, mă înțeleg bine. Să dar exagerează. E vorba cu comportă. Nu, 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 tu mi-ești prietenă și îmi dau cu el 100%. Eu dau stați un pic, contează și persoana care e. Asta contează, doamna e vulcanică. Tu, el e vulcanică, Raluca era exact aia, bravo, bravo, bravo. E asta, asta cu tine, nu l-aș spus. Jumătate de cuvânt. Cum era Raluca? Da. Semăna cu ea. De ce se certa în emisiune? Semăna. Știi ce a făcut Raluca? A făcut praf, a făcut un vlog. A, un vlog după câteva luni, da, în emisiune. Ce după câteva luni? După 2-3 săptămâni. A, na, nu știu. Poate a făcut o farză și era liniștită, calmă, că eu n-aveam treabă. Dar o știu pe Raluca. Și-a povestit tot ce a făcut cu ea. Vă zic în emisiune că s-a combinat cu Manu, bă, la fel o să facă. Nu, 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 la fel am făcut cu Manu. Urmează și cu ea la fel. Păi când o să facă, tu nu-i permite. Da, bineînțeles. Da, suntem copii de 2 ani care mi-a fost făcut. Dă jucărelile, nasele înapoi. Dă-mi jucărica înapoi, mi-ai luat jucărica, dați-o. Terminați-o, măi, cu copilăriile astea de 2 lei. Nu am șanse pe lumea asta. Fără să mă cunoască în viață. Dar el spune asta de mai dar cu mine nu sunt certa, Ricardo, fără să mă cunoască. Niciodată în viața lui nu m-a văzut. Dar ce pe mine mă cunoștea? Și bă, și mă înșura și eu l-am înjurat înapoi. Clar, i-am dat vocale și pe cine înjur tu? Păi da, stai un pic. Dar eram cu tine! Exact cu tine eram la masă. Și nu văd că îmi dă sau... A, și m-a blocat. Bine că după i-am și-o cerut scuze și am împăcat. Dar, na, un pic exagerează. Și tu, Manu, dacă tu vezi... Controlează-te tu că te faci, tu că tu ești fată, te faci de rușine. Lasă să scuipe, să facă ce vrea. Îl lași cât îl lași, dar nu poți să, chiar să te calci în picioare un... Ai dreptate și tu, că și eu unul ca el, că nu zic. Da, e prea, prea exagerat, adică faci tu nu... Deci așa ceva n-am mai auzit la emisiune, deci chiar n-am mai auzit. De când dus la emisiunea asta n-am mai auzit. Dacă îl aduce tot felul de... Excremente și... Tot felul de... De în emisiune, că mi-a dat el și-a făcut și... Bă, tu trebuie să spui... O barieră. Nu mai e ce să discuți cu el când vorbește despre tine urât și nu-l mai băga în seama. Încerc să te gândești la altceva. Nu știu, ai... Te-ai uitat de azi dimineață? Nu te-ai uitat de când am început să fim... De azi dimineață, de când am intrat... Deci de când am intrat, iar a început fata. De ce nu începe în fiecare zi, fată? E peste puterea mea de înțelegere, nu? Că așa tu, dacă ai face un cuplu, că... Ricardo, din respect față de absolut. Tine... Absolut! Sunt convins! Că uite-te și la Bianca! E impune tu! Eu de aia, adică... Mie vie să-i zic la Bianca, tu Bianca, gata, că eu-l văd pe Ricardo că se abține. La cum e el, normal, și-ar da drumul la gură da, și-ar da, zice... Da, da. Zice, numai dau o tri și pe aia s-o preaște. Din respect față de mine, știi? Uh-huh. Așa-l face și cu tine.
Și spune tu, bă, frate, uite, gata, nu mai. Da, mă, Liviana, ca să faci un cuplu, trebuie să fii liniștită, trebuie să fii... Ea nu e, e... Nu cred că ar fi o companie plăcută pentru mine în momentul de față, ea. Ea fiind atentă la alte chestii și răbufnind și făcând, adică... Îți dai seama că femeia asta o deranjează cel mai tare. Când ești făcută... Ricardo, ai pedeapsă și și din partea cealaltă, trebuie să stai tu cu Manu și cu Dea. Nu stau eu cu Manu și cu Dea. Episodul următor, vă arăt episodul următor, mâine, cine minte, mincinoasă. Stai, mi-am mis pe față. Te să aduc dovada. N-a ajuns frate nicăieri cu asta. Da, are dovada, să văd ce dovada? Cu dovada în față. Registrul ăla, cu cine a fost pașaportul meu la hotel. Va, mă duc și arăt registrul, acum mă duc. Și va registrul ăla, că există bă, un dar nu demonstrez nimic, mă, bă. Ce demonstrez? Că minte, că ea zice că nu e adevărat? Ricardo! Ricardo! Nu mai las! Bă, Ricardo! Nu mai interesează, Ricardo! Ce să fiu, mă, dacă minte și mă... Ricardo, tu spui eticheta că-ți bagi joc de fetea! Dacă din gândul mai mincinoasă atâta! Păi asta cu tu ia lui, spui eticheta! Gata! Gata, Ricky, ia zicările și du-te acasă! Ha? Dar nu ne interesează. Nu știu de ce a făcut-o pe față, asta m-a enervat pe mine. Dar să vedeți voi cine e cea mai falsă. Să vedeți cine se bate cu pumnii în piept. Și cine se bate cu pumnii în piept. Și pentru asta nu știu de ce o femeie, dacă te-a plăcut și te... Adică s-o dăruit, ție nu o judeci. Dacă o ținu la tine. Dar zici că e singurul bărbat. Dar mă faci așa, mă iei la pe mine când eu știu cum ești. Bă, când eu știu cum ești, tași din gură măcar. Cum e, Ricardo? Hai, bă, că nu-mi place să... Nu-mi place să vorbească cu un bărbat. Da, fată, normal. Nu se poate așa ceva, bă, face ea fals pe toată lumea și face ea să ia de fata asta. Că face și că drege când ea știu cum ești cu mușca pe căciulă, tași din gură, nu zici nimic. Dar ce ai cu... Ricardo, ăștia că s-o culca nouă, s-a mai culca lumea, dar ce ai vrea acum? Dar tu continui, băi, fratele meu. Băi, băiatule, Doamne, ferește. Băi, zici că omorâ vreo 5 copii. Vedeți voi cât... Ăsta cred că și-a povestit tot din partea asta. Să vă dați fața mie. Să vă dați voi. Să vă dați voi seama, deci. Am ajuns în pragul. Da, tu spune, da, mi-a plăcut cel mai cu ca cu tine. Na. Poate altele se culcă din prima noapte. Ce? Dar nu vreau să zic. Dau un exemplu. Na, și ce? Nu fă, mă, Liviane, pedeapsă. Lasă-mă, te rog. Ai nervos. Ia stai puțin, stai puțin, că i-am vorbit cu el. Păi știu, am vorbit cu el. Nu vrea să facă pedeapsa. Păi și ce vrei să facem, Liviane, acum? Facem cum vrem noi? Termină cu pedeapsa legat și streaua. Oșana, dacă nu vrea să o facă, când vine Andreea, doamna. Păi când vine Andreea atunci, corect. Ricardo, dar e pus care e Ricardo. Stai-mă puțin, că nu ne auzit deloc. Ricardo, foarte urât, crede-mă ce faceți. Vă faceți toată rușinea la televizor. Te faci jeroc, Ricardo. Așa urât, nu cred că am mai auzit pe ceva să vorbească. Am spus și noi. Deci chiar nu am mai auzit de când sunt în casă pe ceva să vorbească așa urât cu o femeie. Dar tu spui eticheta asta de băiat care vorbește. Vorbește despre prietenile lui, fostele. Mă lasă, mă, că nu e, ea nu-i fată. Ricardo, femeie, dar tu ai povestit despre, ai povestit despre toate partidele tale de amor, ai avut două partide. Da, mă, da, povestesc. Nu două mai, nu mai stau până vin doar atât, nu mai stau cu voi, lăsați-mă în pace. Nu mai am ce stau, ce să mă băgați, stau să mă tragi la rând. Da, 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 eu i-am dat, nu m-am tras la răspunde. Cineva, ceva. E ciudă, dacă ții cu el, e bine, dacă nu ții cu el, e ciudă. Bianca! Da, iubire, am înțeles, nu trebuie să mă zăpăcești acum. Păi atunci, dacă zic ceva, că vezi că omul ăsta iese afară din respect să nu se iei, să vorbească urât că ziua aici și din respect față de mine, atunci da, tu nu sigur de asta. Păi de ce altceva? Sigur de asta, păi plânge, n-ai văzut că o plâns acum a două. Lasă că nu plânge, din respect față de mine, ia afară să nu se înceapă după aia să mă cer eu cu el. Păi dacă zic gata, lasă-i pe ei să vorbească, am înțeles, ți-ai spus punctul de vedere, ai zis, dar gata. Dar zic ce vreau eu. Zici ce vrei tu? Nu să spui să nu mai zic nimic, că ce ai? Dar nu poți să zici, Livian, că are respect față de tine pentru că o jignit-o de nenumărate ori în emisiunea pe Bianca. Unde mă Manuela, Manuela s-a abținut foarte mult că eu îl văd și știu și îmi zice. S-a abținut foarte mult. De față s-a abținut. Hai să-l lăsăm pe Ricky să ne vorbească nouă, că s-a făcut el. Păi tocmai s-a făcut. Dar nu ne interesează fraților că s-au făcut. De altă dată să nu mai mergeți cu el la hotel dacă nu vreți să vorbească. Să nu mă înțelegeți greșit. Și dacă nu mergeți toți, și dacă nu mergi, nu, deci, auziți, se răzbună pe tine. E urât cum o vorbi. Foarte urât. Despre ce nu zic că nu e adevărat. Eu aveți perfectă dreptate. Zice sau așa. Eu zic la Bianca, nu-mi place că după aia să ajunge cum e el crizat, o să ajung să mă cert eu cu el. Păi oricum fac ce vreau. Oricum faci ce vrei? Bravo. Faci ce vrei de acum. Taci, Mariano. Doamne, dar nu vă certați voi doi pentru că e da, eu nu mă cer, dacă nu văd că e încăpățânată și nu vrea să înțeleagă ce vreau eu să zic. Dar și ea ce trebuie să ai minte, amă, când zici mie la trecut. Eu nu i-am zis să tacă. Eu nu i-am zis să tacă, dar de ce să... Dar și el atacă tu. Dar și el atacă când a intrat în emisiune.
ăștia că n-am mai zis nimic acum. Păi ce-a zis când a intrat? Fata acum, ultima oară când a venit, ce-a zis? Nu mai zis nimic. Ce-a zis? Că să-și dau canapea, stat tăcut? Și voi ați început, ce-a mai zis acum? Nu, 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 eu am început, dar am vrut să-i zic de bine, nu de rău. Adică că se vede nu e frumos așa să zic. Că nu e frumos, asta nu. Da, mă, dar ideea e să nu mai înțeleg. Adică el pe mine mă înțelege că eu nu-i spun cu răutate, el se ceartă cu Diana. El zicea frie, că Manuela zice. Nu, 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 el, cum să-ți explic, cu mine n-ar vorbi urât, că știi că nu am treabă cu el, dar ei doi se tot... Îmi place că se înțelege. Sunt înțepături, mai ales că Bianca și pretea lui Manu, el percepe și asta. Da, da, asta. Ca să nu se ajungă la alte subiecte, să o atace și el. El e la mijloc și trebuie să ia apărarea. Și iară scandal, iară să mă iau din toată lumea și... Da, să-mi fie mie frică că îmi zice el. Nu-ți fie frică. Dar nu ți-e frică, tu nu-ți... Dar el nu poate să stai impasibil dacă Ricardo... Pe mine mă deranjează, pe tine nu ești curioasă, pe mine mă deranjează să aud să... El ține cont că nu vrea să... Eu nu pot să mă rap. Când cineva se ia de tine, eu nu pot să stau așa relaxată, da, zi, 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 zi. Dacă tu nu mă înțelegi pe mine și nu înțelegi, ți-am zis, nu trebuie să taci. Zi, odată, de două ori, când vrei să zici, zi, dar nu insista. Mai ales acum nu zici nimic, l-a luat Andreea, ai mai început tu iară să le că faci și dregi și dregi. Cu tătii îi fost Andreea i-a explicat frumos, Liviana. Din partea ta tăci păi bine, că trebuie să la geată. La mine nu înțeleg, nu o înțelege pe ea că se ceartă cu ea, nu înțelegeți. E ca și cum îmi spune unul care eu nu mă înțeleg cu el, îmi spune clar că mă atac și mă enervez și vorbesc curat. Dar unul care știu că mi-e prieten și îmi zice un sfat bun, nu mă cer cu el. Cine ați înțeles? E și normal. Păi de asta el îi spune să tacă. Ca să nu se ajungă la alte subiecte. Și Ricardo a vine din partea de... Tu zici că din partea că dacă vine din partea lui Bianca pentru el e săgeată, de ce? Da. Pentru că Bianca e prietena mea? Nu, ei se înțeapă. De când a intrat, s-a început să se înțeapă, se înțeapă din sezonul 1. E și prietena ta, sunt trei motive. Eu o percep care Bianca e iubita mea, când zice ceva de Ricardo, în capul meu e săgeată. Adică o zice atac. Atât. Chiar dacă nu o zice ea, eu o percep, ape el. Mai ales că Bianca știe ce-l doare și îi dă exact. Acolo mereu. Bam, bam, bam. Adică e la mintea cocoșului, cum? Dar nu e normal dacă-s prietene să iei apărarea. Ba da. Ba da, Denisa. Dar vezi că prietenele astea, una dintre ele mai are și un iubit. Nu? Adică ții cu prietena, n-am zis nimica, dar după o oră gândește-te și la iubitul tău. Măsură. Nu că mă tem eu de ceva conflict sau dau înapoi sau ăsta, dar de ce să am un conflict aiurea? Nu mă să l-am. Da, mă, pe, iar pe niște discuții vechi, acele discuții, dar te dor, alea de câte ori le auzi, te deranjează. Cum să nu te enervează? Păi da, pentru că oricum asta e părerea lui și el nu suportă pe Bianca. Deci nu e ca și cum... Da, mă, dacă nu-i spune nimic, dar el nu începe să zică, eu nu suport, Bianca, ai făcut Bianca aia, nu începe să zică ăstea, nici când greșesc. Știu bine, Bianca, că chiar... N-are nimic cu tine. Da, știi bine Bianca și nu, cu nu, din partea Bianca mea, au fost conversațiile noastre. Deci chiar nu e adevărat că nu au fost conversațiile noastre încă de când am intrat în emisiune și am vrut să fac cu el. Și nu e adevărat că nu îi place de ea, asta nu mai cred. Că îi place de ea, nu o cred. Bine, nu. Ca și om. Nu, n-a spus că place, că... Asta zic. Dar nu, că nu o suportă. Indiferent. Bă, Iancu, dar voi formați un cuplu mai? Au. Cam așa ceva, Andreea. Da, mă, chiar de ce, mă... De ce mă întrebi? Nu, mă bucur pentru voi. A vrut să știe, să fie la preț. Te chem la nuntă. Wow! Cu cine vrei să te pun, domnișoara de Jadura are pe cine nașii. Cu mine. Uite, cu Andreea. Închipui de Nisa. Jadura să fie nașul tău. Da? Da, da. Jador cu ela. Chiar vă stă bine împreună. Jador cu ela, exact. Sau cu tine. Uite-te. S-a văzut care l-a plăcut cel mai mult pe Iancu. Păi cine a stat cel mai mult pe el? El a cu Jador, ea cu da. Ricardo. Nu, da. Jador nu va fi cu el. Și totul e bine că se termină cu mine. Da, cu răbdarea învingi munții. El singur e la și Marea. Nu eu. Ce? Nu, totul e bine că se termină cu mine pentru voi, da. N-au înțeles ce vrea el să spună. După emisiune, adică e ca și cum ies afară cu ea și agață lumea să... Pentru ce? Nu? Ies eu să fac, ies scandal și eu să ce? Când exact, o femeie trebuie să evite orice chestie ca să nu te implice pe tine. Păi nu să nu mă pună pe mine, să fiu... E normal că trebuie să reacționezi, femeia ta trebuie să-mi faci... Vreau să gândește, bă, Bianca, dacă te pune întrebări de astea, o să înceapă să vorbească urât cum vorbește cu Manuela și atunci clar trebuie să intervin. Haide, îl omor. Normal, asta zic, tu asta ce se da, vezi că și el are dacă el e provocat, răspunde și el, nu? Păi mai ales, tu ești la mijloc. Păi mai ales că era pe val. Nu cont nici el. Era pe val, știi, dinainte cu Manuela era pornit. Da. Păi eu să stau să mă cer cu tine și să se mai bagi unul când du-te, mă... Adică, oarecum îl înțelegi și pe el și chiar îl apreciez într-un fel că da, ai mă, ieșit. Respect față de la, adică... Ai ieșit? Mă, eu când văd oameni de gen, adică dacă stăteam și vedeam că era țăran și ieșit,
parcă nu eram așa. Dacă când văd care respect cineva față de mine, da, chiar dacă au zis, l-a agățat și iasă afară, bă, stai un pic. Îi el cum îi, dar măcar am avut respectul la față de mine. Da. Că îi respect, respect sau să nu se ia cu mine în gură sau ăsta, nu mai contează. Important e că ai evitat. Da. Știi ce care e problema? Că nu ești afară. Și când ești afară, nu faci nimic, nu te întâlnești cu nimeni, nu vorbești, aici e foarte greu. Adică suferința e dublă aici în casă. Părerea mea. Și mai ales că îl vezi, că asta am spus și vezi, la el, că tu nu îl vezi niciodată exact. Pășador cât el e în casă. Nu, nu. Dacă, în exemplu, fostul meu iubit, mă despărțeam de el, eu nu aveam cum să îl văd. Adică poate se întâmpla odată la lună să-l văd cu respectiva, nu? De în casă îl vezi, și dar îți că te râcâie. Bine, dar tu stăteai lângă el și lângă Iancu când stăteau împreună și râdeau și... Da, eu înainte n-aveam o relație cu el. Între noi nu a fost nimic, nici da, un sărut. Da, ți-a plăcut mult. Mi-a plăcut, dar nu a fost nimic. Dar știi cum e ideea? Că nu poți să judeci după chestii din astea. Fiecare reacționează diferit. Nu mă uitam, de multe ori plecam. Ca să-i demonstreze că nu-i mai pasă, o stat acolo. Da, asta am zis și eu în gol. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bine ai revenit, Andreea. Bine, m-am regăsit. Adică... Ce faci? Bine, sunt bine. Mă bucur. Bine ai revenit, Andreea. A venit, am două direcții. De ce nu m-ai lăsat pe mine să am această onoare să te tund? De ce te-ai tuns? E mult mai simplu așa, fără extensii, fără nimic. Ia, da, a, aveai extensii? Da. Am crezut că te-ai tuns. Nu, aveam extensii. Când s-a produs acest cuplu? Astăzi. A produs deja? Camera. Nu eu am vorbit. Că mă gândesc că tu n-ai făcut ca Ela, nu te-ai dus la Londra, nu, după, nu te-ai nu. Dus la în Hunedoara, în Hațec, după Iancu. Nu, nu. Și nici el n-a venit după tine. Nu, timp. am vorbit în fiecare zi foarte mult la telefon, pe cameră și ne-am dat seama că sentimente în fiecare parte și abia am așteptat să revin și să... Și să-l vezi. Să ne vedem, exact. Da. Serios? Da. Formați un cuplu? Păi nu știam dacă nu ne scriu cu atunci. Păi să vină Iancu atunci. Păi deci nu este iubirea iubirea iubește liniște. Ai făcut un secret și ai zis oficial. Da, ne spună pentru că a fost direct ceartă. Da. Ai mâncat un curcubeu, Ricardo? Ba, am enervat. Un tricou pentru că... De ce? Păi, ba, am enervat pur și simplu. Cum? Păi de la ce? Băi, când văd că se minte și că se aberează și se spune și se atacă în alte părți când știi că ești cu musca pe căciul, atunci mă enervez, normal. Cum vine asta? Dar cu ce a mințit? Cu tot ce face ea pe aici minte. Cu tot, nu mai tare cu tot. Decât minte el. Dar bine, hai că mă duc eu acum, nu intru în episodul 2, mă duc eu să vadă ea unde umblă fata asta și ce face. Că zice ea că n-am. Bine, mai râs tu după aia. Cum adică? Cum minte că ea nu face, că n-a fost, că nu știu unde mine, mă minte în față pe mine? Dați-mă aminte și cu dovada în față, să vedem ce ziceam. Ne-am jucat Monopoly, ce am făcut? Cu dovada în față? Dar ce ai făcut? Ai filmat-o? Nu am filmat-o, dar orice ăsta are o cameră de supraveghere sau un ăsta, un registru unde se apare unde cu cine a fost. Ți-am ațitat în cameră, n-ai zis ce s-a întâmplat acolo. Da, ne-am jucat de mama și de tata, ai da, în visele tale, da, să trecem. Dacă vedem. Și cu tine te-ai dus acolo. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, în no. Sat groapa singur. Nu, no, n-a fost acolo. Pe tot în hotel ați trăit, chiar dacă erați mai mult. La hotel, a fost la băieți, la hotel eu am recunoscut. Nu contează unde, dar mai bine. Dar ce loc să ce te bași tu? Ce treabă? Nu mă bag, frate, nu mai aici așa că și la ea se interpretează la fel. Nu se interpretează nimic la ea la fel. Treaba ta. E fix la fel. Deocamdată. Nu e fix la fel, mai stai un pic, cum e fix la fel? Nu, acolo au fost oameni, au zis oameni care erau cu noi. Eram cinci cameră, nu eram doar noi doi și în primul rând am recunoscut. Am venit a doua zi și am recunoscut. Dacă era să altceva, nu ziceam. E diferență de acel la punct, dar nu trebuie inclusă Dea în discuția asta aici. Nu are ea treabă. Da, nu știu, mă gândesc că poate ar trebui să se gândească, dacă ferească Dumnezeu. Lăsați, doamne, dacă se gândește ea. După gândește. Ceva timp să nu se trezească și ea la fel. Lăsați, că știa mai bine ce are de făcut. Cum i-am zis și Manuele. Se gândește, știa ce are de făcut, lăsați. Și cu Bianca ce ai? Nu am, dar se bagă în discuție unde nu are, nu și are ea rostul și tot aduce pe Raluca, că și eu aș putea să aduc pe Oianu și pe cine mai vrea ea. Și eu nu aduc în discuție pe Oianu și pe asta și pe nimeni. Nu, eu nu aduc în discuție și aduce pe Raluca și pe nu știu cine în discuție. Să mă lase în pace că nu-i zic ei nimica. Ok, e prietena ei, înțeleg, dar măcar să-i spună, bă, nu mai zic de băiatul ăsta că nu îi plac femeile și că nu așa. Ce ai, Livian? De ce toci atât cu degetele? Cântă la pian. Da. La acordeon. Ia. Masez genunchi.
Ce ai făcut, Livian? Ți-a fost teamă să nu plece Bianca? Cum? Ți-a fost teamă să nu plece Bianca? Nu, am auzit aici la televizor că plânge cineva și am auzit o ușă, am crezut că e ea, bă, ce Dumnezeu. Și ce ai zis, că a plecat? Că pleacă Bianca când te duci după ea? Păi m-am dus în spate să văd dacă e Bianca care a ieșit afară. Mm-hmm. Pe ce motive ar avea? Tocmai de asta am ieșit așa furtunos, că nu știam ce motiv ar avea. V-ați certat? Nu. Nu lași să vorbească? Ba da. Cum? Păi am interzis eu să vorbească, doamna mea. Ai zis gata. Cum? Ai zis, dar gata. Păi da, adică o zis, dar gata. Mhm. Nu? Deci, cum se numește asta? Măsură. Da. Nu am zis, nu i-am interzis, nu vorbi în emisiune, nu fă asta, nu ataca, nu. Fă, atacă, ia apărarea la cine vrei, dar să fie... Cu măsură. Să fie măsura aia, adică eu știu că ar fi fost ceva frumos să mai izbucnesc și eu, să fie cearta asta în patru, cum ar veni, da? Da, a zis ceva greșit, Bianca? Nu a zis nimic a greșit, pur și simplu, după ce a revenit Ricardo, nu a mai zis nimic a Manuela și o zis ea. Asta în condiția în care n-am nimic cu Manuela, e cea mai bună prietenă a ei dintre toate fetele, însă când au fost scandaluri, nicio fată nu s-a băgat de când e începutul sezonului până acum, la fel cum se bagă Bianca pentru alte fete. Nici măcar Mari nu se băga când era scandalul aprins. Mari? Se băga, dar nu se băga stilul, nu se băga chiar așa, se băga cei drept mult, dar nu stilul ei, cum se băga ea. Pe data, Bianca nu a avut niciun scandal, cel puțin de când sunt eu în casă aprins. A avut și cu Andreea. Dar nu știu, eu mă gândesc așa, că eu aș vrea să fiu liberă și aș vrea să fiți și voi liberi și toată lumea să fie liberă. Și normal, doamna Andreea, da, de asta am zis, nu-i curioasă că ăsta vorbește, face ce vrea, de acum treaba e să facă ce vrea dacă... Tu când te-ai certat cu Andreea, Bianca nu a intervenit. Da. 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 Da, fiindcă eu... Păi puneți un semn de întrebare. Păi nu, doamna Andreea. Scandalul meu cu Andreea nu era dus în direcția... Bianca, adică nu o afecta, nu o pornea pe Bianca. Cum ar fi Bianca din Senin, așa, am înțeles și-o spus, o punctat, unde a avut de punctat, dar chestia cu punctatul îl face pe Ricardo să-i zică înapoi. Îi zice înapoi, eu tremur tot de nervi, nu pot să mă rabd, că nu-mi place să aud că îmi jignește femeia, fie că e băiat, fie că e fată, sar și eu și mă bag în scandal. Deci tu te temi de un scandal cu Ricardo, de o ceartă cu Ricardo, mai ales că e și colegul tău de cameră. Sper, nu-i colegul meu de cameră, nu mi-e frică de niciun scandal cu nimeni de pe planeta asta și sper că nu dumneavoastră din proprie... Nu, nu dumneavoastră din proprie inițiativă a spus asta, doamna Andreea, sper din suflet, că nu cred că asta e impresia, adică... Ba da, așa se vede din exterior. Voi n-ați înțeles asta. Doamna Andreea, dar eu nu am atacat. Ricardo, stai un pic. Asta ați înțeles toate fetele? De conflicte, mă gândesc. Nici de cum. Asta s-o înțeles? Da. Doamna Andreea, o să înceapă și Ricardo și apoi o să încep și eu și nu vreau asta. Asta ai spus tu cu gurița ta. Doamna Andreea, nu vreau să încep un conflict aiurea. Măi, cine mai e din sezonul întâi aici? Ricardo? Doamna. Nu v-am certat de fiecare dată să nu mai aduceți aici în discuție intimitățile voastre? Nu. Cum nu? Glumesc, doamna Andreea. Da, păi când mă face... Nu e frumos! Păi nu e frumos, dar îmi zice că nu-mi plac bărbații. Eu arăt că nu-mi plac bărbații dacă prin vorbă nu se poate. Păi dar n-are cum să atace altfel și n-a. Ce ai zis tu, ce și eu, prostie, n-a. Păi adică... și eu dovedesc că îmi plac femeile. Ce ai problema? Cum dovedești? Pe ce căuta cu mine, mă, dacă nu-mi plac femeile? Gata, opriți-vă. Deci, Livian, Bianca atrăgea atenția, cumva. Nu, dar și eu i-am spus lui Bianca, nu, eu nu m-am luat de ea sau am atacat. Eu atrăgea atenția, nu i-am zis să nu atragă atenția, să atragă cât vrea, să puncteze, să facă ce vrea ea deci, în emisiune. Pur și simplu i-am zis, strict, acum. Deci dacă Bianca, adică ce susținea Bianca sau cu ce i-a atrăgea atenția Bianca, nu era greșit. Atunci, prin eliminare, ce te deranjează? Păi, doamne, Andreea, eu atras atenția o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, ieșit afară, venit înapoi, eu mai atras atenția încă o dată și încă o dată. La ce atâtea să atragi atenția atâtea ori pentru ce? Livian, așa cum te doare pe tine de Ricardo, așa o doare pe ea de Manuela. Păi și tocmai, nu i-am zis, nu zi nimica, o zis de patru ori până sau de câte ori până a ieșit afară, s-o certat, s-o ciondăit, ce-o făcut ei, o intrat înăuntru, iar o zis, asta în condiția în care Manuela nu mai zis nimica. Asta în condiția în care când s-o certa cu Andreea, concurenta nouă, Manuela era oarecum acolo lângă Andreea.
Doamna Andreea, nu e adevărat. Logo, asta vreau să o fac Lobo, pe Bianca să înțeleagă. Nu e adevărat. Andreea, poți să confirmi. Erai aici și arătai într-una că Bianca e așa, că Bianca e așa, că e așa. Și am zis, Andreea, nu mai ataca pe Bianca pentru că Bianca nu te-a atacat pe tine. Dacă vrei să te ceri, ceartă-te cu Livian, că el e la care te-a atacat. Ți-am zis sau nu ți-am zis chestia asta? Asta e una dintre faze. A fost și mai de mult, Manuela. Ți-am zis, dintre toate, tu ești prietenul cel mai bun. Au fost câteva faze la care nu ai fost cum e Bianca cu tine solitar acolo, lângă tine. Dar ce ai de ești așa de agitat astăzi? Nu-mi place că eu încerc să explic ceva și să încearcă să se creeze, să se creeze o altă imagine asupra mea. Dar nu se creează nicio imagine. Ba da, adică e ceva simplu, e ceva la bitea cocoșului. Dacă asta nu se, dacă asta nu se poate înțelege și din ce am făcut eu să înțelege că mie mi-e frică de un conflict, nu numai cu Ricardo, mi-e frică de un conflict, atunci, doamna Andreea, am stat în conflict. Doamne ferește, au fost niște... Da, bine, înțeleg. Am stat n-au în conflict afirmat, cu trei sau cu patru fete. Patru fete care erau cu gura, adică tari în gură. Andreea, cu băieții, nu cu fetele. Andreea, Ligi, Bia, cu băieți. Da, cu cine? Să mă iau eu din nebun numai ca să demonstrez, bă, mă iau și cu băieți? Ferească Dumnezeu, n-a spus nimeni asta, Livia. Mi-e frică mie de să nu mă sară la bătaia. Eu vin de la 12 ani, eu fac lupte. Mă tem eu de bătaie? Nu mă tem. Am fost la bodyguard în cluburi. Mă tem de bătaie? Nu mă tem. Deci nu e vorba despre altceva. Livia, băi, Nija. Asta s-a înțeles din ceea ce s-a. Dacă începe și Ricardo... Și atunci o să încep și eu și eu nu vreau să mă cer cu Ricardo. Tu ai spus. Asta s-a înțeles. Păi dacă nu e un conflict Bianca, direct, nu vreau pentru că nu am zis. Dar eu cred că niciuna dintre aceste fete, Livian, eu cred că niciuna nu ar conveni să-l vadă pe fostul iubit, nu știu, vorbind lucruri din intimitatea lor. Hai să nu te treacă greșit, că eu nu am vorbit de nebun, am început singur să vorbesc. Doamna Andreea, când aduce o acuzație, atunci dau și o replică. Doamna Andreea, e perfect normal. Ricardo ce-a făcut și ce-a zis, nu susțin deloc. Să vorbești tu sau să zici sau chiar dacă... Și de ce nu i-ai zis să se oprească? Cum nu i-am zis? Acum când o vine pe ăsta, nu i-am zis, bă, Ricardo, și cu registru, cu toate alea, lasă treaba așa, calmează-te, dar are rost să fie, să duci discuția în direcția asta, să mai prelungești subiectul. Eu am răspuns doar, eu nu am început eu de nebun singur să zic, domne, am făcut și am zis, dacă ca să vă zic spune. Ceva, la un om când e nervos, dacă tu îl iei, bă, așa ai făcut și atunci, nu-i bine. Dacă îi zici, bă, Ricardo, vezi că nu-i bine să aduci asta, nu-i bine așa, ar cumva percep. Da, are dreptate aici. Bianca, ce cu tine? Nervoasă. Adică am mai multe gânduri. Sunt mai multe, nu numai asta. Dar? În primul rând, m-a enervat faptul că ok, mi-a zis odată Bianca nu mai vorbi, nu știu ce. După aia iar am zis, am înțeles și a zis iubire sau nu știu, a zis Bianca. Și am zis, ok, iubire, am înțeles. Și a continuat cu morala aia. Am zis odată, am înțeles, că am văzut că mi-a făcut semn. Am înțeles, gata. Asta de ce continui? Când? După ce am început să aveai impresia că nu te aude, nu te... Unul la mână. Aveai impresia că nu te aude, gen, și ai strigat-o din nou. Eu nu te-am auzit că ai zis bine, n-ai avut volum la microfon ca să aud eu că ai zis bine, am înțeles. Eu de asta am continuat. Era cadru pe mine și am zis bine, iubire, am înțeles. Nu, eu te vedeam, întreabă că nu s-a auzit. Te vedeam cum stai așa și auzi ce am auzit. Când ai zis, fac ce vreau. Păi mai tare mă turez când aud... Și am zis bine, iubire, am înțeles. După aia, zice iar, în continuu. Iubire, el continua. Bianca, ascultă-mă. Mă las să termin acum, că era rândul meu să vorbesc, acum ascultă-mă. Aici, între noi, nu-i pe cine-i rândul, ca cui e rândul să vorbească. Bun, dar ai vorbit până acum, nu te-am întrerupt. Lasă-mă și pe mine să-ți zic și eu părerea mea și ce gândesc eu. Da? După aia, doi la mână. Lui e frică că începe Ricardo să zică nu știu ce de mine. Bă, da? Nu e vorba de... Auzi-mă, bă, dar câtă minte trebuie să... Ce frică? Unde e frica? Te frică să spună ceva despre mine. Nu vrea să te jignească ca el să nu înceapă să se certe cu el, că asta o să facă. Asta spun. Asta nu înseamnă frică. Asta e frică. Evită un scandal inutil. Da, evită un... Nu e pentru mine. Dar nu are treabă cu frica. Despre ce vorbim? Pentru mine nu e inutil. L-am pățit cu ce a pățit Manuela. Bianca, el s-a întors în emisiune. Mă las să vorbesc, Marius. Mă las să vorbesc, ce ești avocatul lui. Păi, dar nu se poate să stai. Lasă-o să vorbească, Marius. Lasă-o, zi, Bianca. Vorbește Bianca. După ce a pățit Manuel, am pățit și eu, da? Nu se compară situația, taci! Bianca. Nu se compară situația. Taci! Nu e de tăcut aici. Unul la... Eu nu făceam nimica și tot am pățit ce a pățit el. Ce a pățit ea. Deci simt nevoia oarecum să-mi vărs nervii, frustrarea pe el. Pentru că văd
ce am mai văzut. Da, Bianca, și noi dezaprobăm tot ce a făcut Ricardo. Lasă-mă tu, Marius, să păi vorbesc! Păi da, nebunii cu treaba asta. Mă de las, parcă Marius. Noi suntem de acord cu ce a făcut Ricardo, asta vrei să spui, nu suntem Marius. De acord. Și noi l-am certat și noi l-am urât. Mă, dar de ce nu l-a spus în părerea? Bianca, băi, nu înțelegeți, v-am explicat de 10 ori, frate. Trebuie să-mi faci mie ideile tale. Păi nu înțelegeți, frate. După aia, nu am frică să vorbesc, deci... Cum am certat și cu Roxana, la început, o zis de mine, ce o zis din trecut, nu m-a interesat. M-am certat cu Andreea, o zis din trecut, nu m-a interesat. Poate să zică oricine vrea de trecutul meu. În primul rând, eu față de Ricardo, eu, nu am mai făcut greșelile pe care le-am făcut ca să fiu judecată în momentul ăsta. Pe Ricardo îl judec pentru greșelile pe care le-a făcut, pentru că le face și acum. Nu le fac, frate, asta este acum. Problema mea. Nu le fac, măi, și acum. Eu n-am început de nebun singur să vorbesc, n-auzi ce zice prietena ta de lângă tine, de mine. Bă, dar s-a dat conexiunea azi dimineața. Ricardo, la începutul zilei... Și Ricardo s-a apucat. Oh, Manuel, ai mai făcut încă o victimă pe la hotel. Da, la începutul zilei, Ricardo, tu ai început cu victima. Eu am încercat... Mai făcut o conexiune iar. Săptămâna trecută am temperat-o foarte mult pe Manu. Da, era de ce l-a votat în gală, de aia, da. Am temperat-o foarte mult pe Manu, i-a zis, Manu, nu vorbi, Manu, nu faci, nu, la. Bun. Și astăzi, când a început el să o bage seamă pe ea, să zică ce a spus, efectiv, nu a mai spus nimic Manuel, i-a zis. Să zic m-am întors și am zis, Bianca, nu mai pot. Și-o zis, spune ce vrei, pentru că nu... Dacă vezi că te atac în continuu, caută, ceartă. Dacă l-a votat, care e frustrare că l-a votat? Ia asta, măi, eu te-am zis, și nu am zis și mie nu mi-e frică tu să mă cerți, ți-e rușine ție cu ce am făcut eu? Ce discuție? Ce tot zici? Cine? Cu tu. Nu, dar mi se pare așa, pentru că s-a ajuns prea departe. Adică când te știi cu muzica pe căciune, m-a supărat maxim că s-a luat de dea când ea știe ce a făcut ea. Păi și tu nu te știi cu musca pe căciulă, că și tu știi ce mi-a făcut. De ce v-ați luat? De ce te-ai luat de Pentru că ea zicea ceva, eu ziceam că nu e adevărat, ea zicea că nu e adevărat și ne-am contrazis. Da, ea s-a ridicat la mine, s-a răstit și eu s-a enervat. Asta m-am enervat, normal că m-am enervat. Cum se de la altceva, dar n-avea treabă cu bine, a exagerat. De la urmă, întrebarea era de ce v-ați luat, adică de ce totuși, de ce de tardă? Din cauza de Denisa. Denisa! Ce-ai făcut? De ce? Am intrat, nu știu, și au săritate. Că i-a zis așa, că i-a zis așa. E falsă, pentru că când Denisa a ieșit din casă, Manuel a vorbit urât și... Așa, lucru și care nu e adevărat. Și atunci eu am zis că și ei falsă. Bine. Pentru că și-au vorbit urât de Pirui. Nu e adevărat. Când a ieșit Pirui din... E, nu. Ca drept dovadă și emisiunea care e filmată. Și o să vadă de seama. Păi în emisiunea e filmat decât... Ce să se poate să vadă? Să mai ia vorbit săptămâna trecută. Să vadă Pirui. La fiecare trebuie să vă explic în parte. Că la Mariana, serios acum. Nu m-am pupat cu Jador. Destul de asumată, să recun un pupic, îl pup și un copil de... I-am arătat cum am trei ani. Bine, dar eu n-am mințit asta, Andreea. Nu m-am pupat cu el și pot să se recunoască. Da, avem și un băiat nou în casă. Bine ai venit în casa... În casa... Stai, lasă-mă puțin, stai să prind curaj să pot să zic. În casa extazului. Of, așa se numește, că așa scrie aici. Casa circului. Puterea dragostei! Păi tot din dragoste se întâmplă și conflictele, doamna Andreea, să știți. Da, lăsați. Că eu dacă nu se lua de dea de altă fată, eu n-aveam nicio treabă. Cum ți se pare Filip aici? La mult agitate. Nebunie. Nu se pare. Doamna Andreea, dar ieri eram taxi, eram cu Manu. Da, l-am văzut. Și am zis ce ar fi să fie ăsta concurentul nou. Nu cred. Mână cu căștile în urechi și eu cu Manu îl bârfeam. Și am zis, băi, ce ar fi să intre ăsta mâine în casă? Dar voi știați că e român? Nu! Dar mai am fost în Nația Drag, mă apuc de vorbit românești, o să văd. S-a atras atenția, Manuela. Eu auzi. Da. Am zis mai multe, sper să nu fi auzit. Dar câți ani ai, Filip? 20. Urât? Am plinit-o. Da, am zis că n-are... Azi, să fii sănătos, la mulți. Este ziua ta? Da, la mulți ani. Cum să alegi să vii de ziua ta în casa Puterea Dragostei? Ce cu tine, mă? O să ții minte toată viața. O să rămâi cu seche... O să... Cu amintele. Traume. Foarte frumos. Să fii sănătos. Mulțumesc frumos. Să dea Dumnezeu să-ți găsești dragostea aici. Deși nu mai să... Și să arăți puterea dragostei. Yeah. Da. E bine. Apropo de dragoste. Nu știm ce s-a întâmplat, dacă a fost puterea dragostei sau nu. Ideea este că astăzi este luni
și lipsesc câțiva concurenți. Ia, da. Ce-a durere. Ia. Ce-a durere. Ia. Ia. Întrebam și unde sunt. Coteanu, da. Jador. Coteanu își face treaba cu fetele. Și Ela. Ai văzut și poza? Da. Tocmai de aceea trebuie să luăm măsuri. Da, ce bine ar fi. Și avem o singură măsură de luat în cazul celor care lipsesc nemotivați. Ia. Ce se întâmplă? Descalificare. Ia, mi s-a făcut pielea de găină. Da. Da. Da, 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 serios? Adică serios? Din păcate, trebuie normal, pentru că niște neserioși. Să-l anunț pe domnul Coteanu că pentru el competiția a luat sfârșit. Este descalificat în acest moment. O să vă rog, când terminăm emisia de astăzi, să-i scoateți poza din casă. O să am eu plăcerea asta. Să-mi facă mie plăcere să-i scoate poza din casă. Niciun motiv rezonabil. Și nu ne-a arătat nicio dovadă pentru care noi să-l credem sau să-l înțelegem. Jador, încă așteptăm rezultatul analizelor. Urmează să ne impună la dispoziție astăzi sau mâine. Și diagnosticul pus de doctor, bineînțeles. Iar domnșoara Ela ne-a anunțat că a pierdut avionul. Asta era. Înghicit că a pierdut avionul. Dacă nu o să ajungă cu următorul zbor, o să-și ia zbor. Cel mai scurt timp, nu o să fie bine nici pentru ea. O a dormit cu Jador și nu s-a putut trezi. A, vine în următorul episod, înseamnă. Am o întrebare pentru voi. O propunere și o întrebare. Având în vedere că ultimul băiat a fost Cătălin. Cât a stat? Săptămână. Păi da, dar nici nu i-ați dat șansa. Da, dar nici nu i-ați dat. O săptămână, l-ați lăsat o săptămână. Și eu în prima săptămână. Și l-ați și eliminat. Nici măcar nu l-ați lăsat să-și revină. S-a și speriat din ce-a văzut. M-a întrebat Maria, n-a mai votat și tu? Dar cine-l place? Geta? De ce pe cine ți-ai dori? Eu nu vreau, frate, să zic. Ziceam așa că vreau. Da, mă, îmi vreau. Dacă îmi vreți să fii lider suprem, cam uite. Ia nu vreau să vin. O mai să potru. Păi dar fetele, nu, ce treabă ai tu cu mamă? Așa fetelor, mi-a venit acum. Fetelor, nu mai e niciunul pe listă. Zi, dacă tot e aici, azi acum e ședință. Este ședință între gaițe. Merită. Să vină, da. Da, intru. Nu da. Da, faci cuplu, da? Ce vreți să fie? Păi și să vină altcineva atunci. Păi da, lasă-l o săptămână, fată. Bun, noi ne-am gândit. Eu nu vreau. Oricum vine. Să vină înapoi. Să vină. El, în locul lui Coteanu, da, având în vedere că este ultimul eliminat. Asta nu înseamnă că îi luăm șansa unui alt concurent, pentru că va veni și un alt concurent. Dar pentru că l-am descalificat pe Coteanu, să-l aducem pe ultimul eliminat. N-are ne-am gândit noi. N-are rost, doamnă. Oricum vine. Se frică, se frică să nu te streseze. Să fie mai mult. Da, eu sunt de acord. Orice om merită o șansă. Bianca, te-a prins. Ce să fac? Vreau să luați așa decizii? O săptămână. Da. O săptămână? Tu iar o săptămână? Vino. L-am invitat pe Cătălin. Hai să-l invităm pe Cătălin aici alături.
Doamne! Andrei, ce dați în sport? Atâtea cu nimeni se comunică. Șez aici! Cătăline! Mi-a pierdut și darul de a dansa. Da! Ce cauți mai? Bine ai revenit! Cred că primul bar e așa. Ce vrea să nu mai fi? Ai necă energie. Ba da, cum să fie? Energie extraordinar. Te-așteptai la o asemenea șansă? Nu. Nu e bine să clădești nimic pe nefericirea altuia. Sper să nu fie nefericit Coteanu că a fost descalificat și mi-a venit. Asta nu știu, dar vreau să-l întreb pe ele dacă mă vor aici, dacă... Stai să facă, nu contează ce spune. Cătălina, au zis nu, dar o săptămână ci că merge, e ok. Da, o săptămână. Nu, că eu să le demonstrez în săptămâna asta că... Că nu a fost exact așa cum a fost în prima mea săptămână. Eu cred că a fost răcit. Și nu sunt chiar așa, altfel acum vorbesc normal, că am început să vă cunosc așa. A, dar chiar te auzim acum. Acum e. Aude acum. Da, ai zis bine, da, te auzim. Da, am venit în forță. Sau ți-a dat altă la valieră? Sunt foarte bucuros că am venit, pentru că mi-am dorit să fiu aici, să-mi găsesc jumătatea. A, deci mă bucur. Uite așa la tine că mi-era dor de tine. Da, trebuie să demonstrezi data săptămâna, să știi, dragă, nu? Așa, da, da. Bineînțeles că o să demonstrez. Imaginați că chiar face și cu. Săptămâna trecută chiar am fost puțin supărat pe voi. Yeah. Serios vorbesc, pentru că nu m-am așteptat așa din prima săptămână să plec. Mă fac bune, chiar eu. Nu ați avut ocazia să mă cunoaște, nu nimic. Ultimul venit în șanse. Da. Am crezut că îmi da și mie o șansă. Și băieții râdeau de el dimineață. Nu te mai întorci, nu se mai întoarce el nimic. Ai șansă acum, ai șansă. Aseară la masă i-am spus, Cătăline, cum ar fi să fii singurul concurent, eliminat să te întorci înapoi. Acum curiozitatea mea este, tu știai aseară că să te întorci? Nu, nu am știut. Dar ia zi-mi acolo când te gândești așa, când te gândeai tu. Poate cu gândul, doamna Andreea. Te-ai imaginat că el o să vină în casă și o să o ia pe Dea așa de șolduri la dans? Asta nu? Asta nu? N-ai văzut în imaginația ta acolo, în viziunea ta? Nu, că m-am dus acum la toaletă și n-am văzut. A, n-ai văzut! Dar știi de ce? Sfaturile tale au fost bune. Adevărat, adevărat. Ricky, vezi pe cine bagi? Vezi că am venit în forță, Ricardo. Ai dat sfaturi bune. Nu, e dar oricum foarte frumos. Și cu Denisa a dansat. Am dansat de la distanță. Asta am văzut. Nu mai sta asta deloc. De la distanță am fost la distanță. Înseamnă că dacă nu voi dați și orice fată. Nu, 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 avem voie. Dar am fost la distanță, știu că e cu. A zis că Denisa, n-ai respectat pactul, te-am văzut. Doamna Andreea, eu și pe fata din staff i-am spus, dați-mi puțin telefonul să supă Cătălin să-i zic că se întoarcă înapoi, dar nu mă aștept. Savur concurenții. Vezi, ai grijă să-ți imaginezi, Ricardo, că se cam... Aveți grijă. Chiar se întâmplă, deci acum, deci puterea secretului, puterea atracției pe bune, chiar așa este. Care? Mă gândesc. Dacă sunt votați, care? De ce nu? Nici eu cum stăteam noi la masă astea, tu n-ai fost, dar eu spuneam. Ia uimește-mă. Cine? Pop Telegram. Ai fost acasă și ce? Băi, fiți ar starea ta să... De-aia râdeai tu și dormim. Râdeai tu aseară, de-aia, ha? Știi tu ceva? Bine. Poate vă așteaptă o surpriză mâine. Doamne, yeah! Doamne! Nu! Doamne și Cătălin, că nu vrem. Biscele 8 ore s-au încheiat, ne vedem mâine! Alex, spune un top 3. Tu ești una din topul meu.